Ia să vedem dacă merge. Iată, uite, merge. Bine am venit și bine ne-am găsit. Noi dintre voi, noi dintre doi. Uite, vede că am făcut accident în prima, nu se poate. Fugim și noi de la locul accidentului, facem o românească. Asta nu l-a văzut nimeni. Crezi că n-are nimic. Suntem pe Iuliu Maniu, să mor eu. Să mor tu că te-ai gândit tu să stai acolo. Hai. La Mirli pe tata e pe trecerea de pietoni. Las că n-avem. Am greșit drumul adevărat? Las că n-avem. Da, avem frână de mână. În partea aia altă treasă. Las că n-are nimic. Unde trebuie mă să mă duc? Că mă enervez. Hai, veri cu sprintelul tău. N-am dat și eu drumul la faruri, ce ai simțit sunt. Du-te, bă, dre... Ia uite, bă, m-a lovit ăla din plin. De simțire, bă, băiatule. Așa. Frână, mă. N-are frână, să mă rog. Pe partea asta o fi. Rezervor. Nu e asta, nu? Aha. Așa, bă, ce-am făcut? Adevărat? Las că e bine. Mai merge un sezon. Să mor tu? Păi nu eram, bă, pe other side până acum? Bă, da, mie nu mi se încarcă chat-ul sau nu fi nimeni.
De ce nu mai am? Oh, salutare domnule, dar... Două secunde, că avem probleme tehnice. De ce nu mai am o webcam? Ce s-a întâmplat? Ce să-i fac eu la asta să nu se mai overheating? Nu te-am mai văzut de ceva timp pe live. Bă, da, n-am mai intrat. A fost... Na, puțin ocupat cu munca, un program un pic mai aglomerat. Dar... am revenit ca să începem în forță. Din nou, săptămâna asta cel puțin... o să avem live-uri aproape în fiecare zi. Acum să mă iertați câteva secunde până reușesc să fac asta la loc. Webcam mai exact. Da. Să o dau aici. Bun. Bine revenit atunci și sper să nu te mai leșine cu munca. Bă, da, nu o să mă mai leșine că mi-am schimbat locul de muncă. Mi-am dat demisia de la... de la Amazon, nu mai sunt... Ho, bună ziua, domnul Luca! Bună ziua, domnul Luca! Două secunde ca să faci și noi webcam-ul ăsta la loc. Să vedeți și noul setup, că înainte nu era setat așa camera. Era un pic altfel, adică știți voi cum era. Să punem pe poziția acolo. Nu prea-mi place cum stă să mor eu. Ai. Așa, las. Bun. Sper că ești într-un loc mai bun acum. Zici că am murit. Dar da, sunt într-un loc mult mai bun. Bună ziua. Stați așa. Să mă și să... S-a trăit, s-a trăit. Bun. Așa. Imaginați-vă că am dat și mâna. Și acum, bineînțeles, dacă nu mai suntem șoferi în profesional, cum ar veni, suntem șoferi pe joc. Trebuie să facem Uber aici. Mă, am găsit acum, spre exemplu, încă n-am început, de-aia săptămâna asta o să fac mai multe live-uri și săptămâna viitoare abia pe 15 încep. Am semnat deja contractul la Lidl în depozit. Este mult mai ok, că măcar am și eu un program stabil și nu mai stau câte 12-14 ore la muncă. Deci asta este super ok. Azi ne luăm și noi curse pe Uber. Pe Ruber, cum se numește pe jocul ăsta. Deci, mamă, 4,7 km. Hai după el, repede. Dăm gol. Bun, Lidl, respecta angajații din câte știu. Bă, da, adică cel puțin... prima impresie a fost foarte diferită, adică la modul la Amazon când te duceai acolo și intrai în birou, se uita lumea așa pe tine. Că era la modul ăsta, de ce a venit? Vrea să ceară bani, ce vrea de la noi? Și în schimb la Lidl, când m-am dus, toată lumea zâmbea, toată lumea zădea bună dimineața. Adică era mult mai ok. Direct în parapet m-am dus să moară. Dar măcar așa știu și eu că am un program stabil. Pot și eu să-mi fac un program și de live-uri și de ce mai vreau eu să mai fac până acum. Mersi, frate, apreciez foarte mult. Acum trebuie să strâng și eu niște bani. O să mă apuc să-mi strâng niște bani ca să pot să dau upgrade la setup. Ca să putem să jucăm și noi jocuri mai șmechere pe live. Și să-mi iau și eu eventual un webcam, să nu mai stau cu telefonul ăsta care să supraîncălzește. Că na, trebuie să dăm și noi upgrade cumva. Voi ce mai faceți? Cum mai sunteți? Am avut un vor furat în Kaufland. Genial! Eu eram vorul ăla. Cred că toți am avut un vor care a furat în Kaufland. Care a furat în orice fel de magazin, de fapt. Poate chiar noi suntem vorul ăla.
depinde. Ce fura din Kaufland? Gen fura chestii. Așa, gen ca lumea de să se merite anumit, să merite să numești furt, gen. Avea bif cu Kaufland. Kinder Maxi King-uri, bă, geniale. Efectiv cel mai bun Kinder din toată existența asta, Kinder Maxi King. Bă, Luca, tu erai cu muzica, cu ăsta, de ce mi-aduc eu aminte, de pe live-ul trecut. Să moară băieții mei dacă l-am văzut pe ăsta. Las că n-are nimic. Las că n-are nimic. Așa, tălică, erai cu muzica cu ăsta, deci fii atent ce am stat eu și m-am gândit așa. Mă bate gândul, eventual vorbește cu ceva prieteni de-ai tăi dacă mai fac muzică și de-astea. M-am gândit să fac un act ăsta de caritate, cum ar veni, și să îmi trimită lumea gen piese la mixat și să le mixez pe live. Și gen, uite, așa am văzut și lumea cum să mixeze și lumea și primește și un mixmaster la bani puțini. Adică în loc să iau banii pe care i-aș lua în mod normal la un mixmaster, nu știu, o sumă, nu știu, 10 euro, păcat. Ceva, 50 de lei, gen. Mă, știam eu, scurtătură, chat. Chat, suntem bine. Nu contează asta. Deci ăla n-a contat. Ăla nu s-a pus. Ia zi, tălică, Luca, despre această idee, cum ți se pare, dacă ți se pare o idee bună, dacă ți se pare o idee rea. Rească sfinții. Bă, da, sau... N-ar nimic. Bă! N-are nimic. Mai merge un sezon. Da, n-are nimic. Mai merge un sezon. Cred că se și stă la semafor în jocul ăsta. Ar merge, dar nu prea am prieten prin și întreb ca și mine. Incredibil. Bă, așa, ca idee, eu zic că ar fi o chestie faină, că gen... Na, vede lumea, gen... fel de tutorial, de mixing and shit. Și lumea și există, gen aia care donează și primesc... un mix la bani buni, gen la bani puțini. Pă da moaca, cum s-ar spune. Că ca 50 de lei e pe da moaca. Și plus sfaturi și de-astea, eu zic că... Na, mi s-a părut o idee bună și așa, dar vedem că... Na, trebuie să fie mai multă lume care... este în chestia asta. Dăm și semnal. Am pe 11 sala. Mamă, baftă, ticule. Păreri? Părerea mea este că ar trebui să mai faci chestionare. Deci eu am luat sala din prima. Cum am luat eu sala din prima, am făcut pur și simplu chestionare până am înnebunit, efectiv. Nu făceam niciunul, gen le picam pe toate. Și după aia, cu o zi înainte să... înainte să dau sala, am luat vreo 2-3, dar maxim 2-3. Și nu cu prea multe puncte, cu care era minimul, 21, 22. 22 era minimul, parcă, ca să treci. Și... cam cu așa le luam. Maxim 23. Și după m-am dus și am luat sala cu 24. Deci, e... e un pic mai greu pe net, mi se pare, decât e acolo. Și ce nu știi, lasă-le la final, de acolo că răspunde mai târziu și vezi ce se întâmplă. Și stai calm, gen, că nu e chiar atât de rău. Nu e chiar atât de rău. Aici era. Lasă că n-are nimic. Nu erau mate la drum să-mi trăiască mie ce iubesc. Tirea al dracu cu semnalul tău, că mă băgam și eu dacă era.
Să-ți iei content warning de pe Steam. E ceva joculesc care e moca. Și gen cum e? Horror sau? Ăla vrea să ne luăm, mă. A, degeaba că am ajuns la destinație. Ne luăm cu el după aia. Mi-a murit motorul, gen. Opa! Ok. Deci, eu recomand să faci medii de învățare, treci prin toate întrebările și dacă le greșești, le bagă la coadă până răspunzi corect. Până ajungi la sală, deja le știi pe toate, nici nu mai citești. Pă, și asta este o idee extraordinară, chiar. Nu bună, extraordinară. Să mergem la Peco, că nu mai avem motorină în taraba asta. N-avem client, deci putem conduce cum vrem noi. Anglia! N-am mers. Dar ca idee, chat, vă place acest nou setup, că mă vedeți și pe mine de acolo, cu lumină pe spate, cu niște alea. M-a costat 3 euro, efectiv, doar am mutat telefonul de colo-colo și lumina aia care a fost 3 euro. Dar e tare, nu? Mult mai nice, aia zic și eu. Aia zic, parcă e mai mișto, dar acum eu sunt obișnuit să mă uit în partea aia. Plus că am mutat și tapeta pe care văd chat-ul. Am pus-o acolo și am impresia că trebuie să mă uit acolo când vorbesc, dar de fapt trebuie să mă uit acolo, adică încă nu m-am obișnuit cu treaba asta. Dar... Na, mi se pare și, gen și mie, mi se pare mult mai tare decât data trecută, știi, gen, ce era înainte. Dăm pe dublă continuă, că nu se supără nimeni. Ia uite, bă, dacă trag frâna de mână mers. Bă! În viața reală nu e așa dramatic. Să faci gaură în cauciucuri, tutorial. Stâlpul ăla nu era acolo când m-am pregătit eu de schema asta. Mă. Am ratat ieșirea. Stai un pic. Așa. Lasă că e bine. Lasă că e bine, merge. Dăm și noi pe aici. Ăsta ce oraș vrea să fie? Nu știu. Orașul jocului. Par n-am. Speria căcatul, doar o alertați că vine steroizi. Nu steroizi, pietre de spațiu. A, steroizi. Steroizi de aia, frate, ai zis bine. Incredibil, băiatule. Deci de aici luăm pe client. Era aia, dar am trecut ideea.
plătești tu. Așa. Hai că poate mi-e ales client, am mâncat, și că merg așa pe trotuar. Da, ce aproape am fost. Gata, acum mergem ușor, că avem client. Schimbăm vitezele așa încet, nu accelerăm brusc. Bă, da, n-am stofă de taximetrist așa. Nu știu, parcă lipsește ceva. Orice lipsește. Și semnal, șofer profesionist. Ce-ai, mă? Păi, dar ce? Noi ne jucăm așa? Ca amatorii? Tu joci la amatori? Eu am intrat în Champions League. Unde trebuie să fac stânga? Aici, ia uite, să face semaforul verde frumos. Bă, ce poftică, n-au pus bă butonul în mijloc ca să claxonez cu el. Opa, stai așa că avem un viraj de ăsta nebun. Pe aici, pe trotuar, îi dăm. Nu știe el clientul ce facem. Gata. Semnalizăm oprirea. Ne oprim aici frumos. Îl aruncăm pe derbedeu de mașină. 4 stele, ce ne simțit? Să schimbăm mașina, nu mai îmi place mașina asta. Deci trebuie să schimbăm mașina, că nu mai... Ce-am făcut, mâncați? A, așa. Mi-a dispărut cursorul. Ok. Bine, nu asta. Unde e, bă? Am schimbat, am stricat jocul. Ok. E bine. Asta e mașina de Uber. Aia zic, Uber cu Porsche 911. E bombă. Bă, voi ați văzut ce a urcat căcaturile alea de criptomonede în prețuri, gen? Și acum, dacă vă uitați, tu prostul bagă bani în cripto, aveți dreptate. Am băgat bani în cripto când eram mai mic. Deci. Deci am băgat la un moment dat, când eram eu mai mic. Și după ce se lasă de YouTube, cu Porsche pe Uber. Trebuie să-i băgăm benzină. Așa. Asta e automat, căcat. Și cum? Așa. Cripto e o țeapă, am băgat și eu, mi-am scos 400 de euro și totuși m-am lăsat. Bă, eu am băgat la un moment dat, când eram mai mic, am băgat vreo 100 și ceva de euro, a urcat moneda respectivă, am avut profit. După aia am tot avut o perioadă în care urmăream forumuri și căcat, făcusem la un moment dat o schemă, băgaseră ceva criptomonedă de gaming type shit, ceva, pe care o făceai jucându-te un joc. Eu nu mă jucam în jocul respectiv, doar că... Urma să o bage pe Binance și în momentul în care au băgat-o pe Binance am cumpărat mult, gen de toți banii, și am așteptat câteva ore pentru că fix... Mamă, ce curat. Las că n-are nimic, nu s-a întâmplat nimic. După ce intrau pe Binance, gen le creștea valoarea foarte mult, că erau listate pe Binance, mă rog. Și am făcut până la urmă de vreo 700 și ceva de dolari și aveam un portofoliu destul de mare, decât cu 100 investiție, gen. Și după aia, până la urmă, m-am țepuit. Că am zis, da frate, sigur, Polkadot, sigur o să crească. N-a crescut și gen m-a dus în râpă de la 700, aproape 800 de euro. M-am dus în 70 de euro.
Și m-am stabilizat acolo o perioadă lungă de timp. Și acum, după ce au început să crească, am urcat din nou pe la vreo 400-500 de euro. Deci eu practic sunt pe plus, dar nu-i scot. Îi las acolo, că cine știe, domne, atâta timp cât am voie de ei, nu-i scot acolo. Așa. Ah, ok, trebuie să dau un parc. Ok. 4 litri. Pasta atâta ia pe pornire. Da, forget about it și poate o să bubuie în 50 de ani la pensie. Aia zic, dacă îi prind. Pe aia 50 de ani. Că la ce stil de viață duc, nu mă aștept. Dacă sar de 30, deja e achievement. Să cerem un lucru așa. Mamă, nu-mi place cum conduc. Nu-mi place deloc cum se conduce să-mi trăiască ce iubesc. Ea era rău. Auzi cripto, mai ușor e să dai așa pe la o babă într-un parc. Da, poliția română, chiar e mai ușor să dai o japcă la o babă într-un parc. Ok, deci ăsta era drive. Deci funcționează și din ăsta. Poliția rămâne în bani. Incredibil, bă, băieți. A, dar stați, mă, că trebuie să facem, să ne băgăm pe Uber, nu? Gata toti. Băgat pe Uber. Să vină clienții. Oare cât plinde? Porsche-ul ăsta. 1,7 km, oare în cât timp ajunge? Oi, de... Nu suntem pe contrasens. Ei merg greșit, noi mergem bine. Nu mai contează. Auzi că Uber, da mă! The copyright is a thing. Zis mă că voi mergeți greșit și eu merg bine. Eu merg bine aici. L-am buguit. Ce-am făcut? Idee de video pentru TikTok. Faci gen cu viteză și te arunci tu în față sau pe spate. Îl știu pe băiatul ăla. Nu se furi ideea chiar în halul ăsta. Adică, na, eu mai furi idei gen pentru TikTok-ul și așa, dar nici chiar așa. E treaba lui aia. Și are și talent, eu nu. Slalom! Și așa a murit Paul Walker. Fix așa. Pare să mai joc ăsta. Nu chiar așa fain. Așteptam să fiu un pic mai fain. Dar nu prea. La revedere, jocule. Bună ziua și bine v-am găsit. Acum mă vedeți pe mine în timp ce eu mă uit pe desktop să văd ce să mă joc. Stau foc la bucătărie. Ok, frate, Luca, dă foc. Dă-i foc la bucătărie. Bă, ce să jucăm noi oare? Că jocuri horror mi s-a cam luat. Adică, gen, sunt cam lame rău de tot. League of Legends au scos URF, nu mă mai joc așa ceva. Asta Corsa nu pot să mă mai joc, mi-am stricat setup-ul. Nu cred că mai sunt jocuri pe care le pot juca cu... cu volanul. Chat. Păi nu ne jucăm noi Swords and Sandals? Iarăși.
Nu ne facem noi gla... Ce-am făcut? Ce-am făcut, mă? L-am stricat. Bă. Cum l-am făcut un cație și gura ta? Dacă știam eu că îl stric, s-a mordat, nu mai făceam. Nu mai intram, făceam și eu skill. Două secunde chat că trebuie să-mi fac asta aici. Setup-ul înapoi. După aia nu vă mai văd, nu vă mai aud, nu mai astea. Nu e bine. Așa, mă! Unde mi-e mouse? Aici. Un nou gladiator. Chat, voi îl alegeți. Cum îl cheamă? Chat, voi alegeți cum îl cheamă. Dați un nume, Justin, mai exact. Degeaba zic eu chat, că ești doar tu. Deci zi-tălică, Justine. Petrică, gata, ticule, așa rămâne. Stai doar cu pâma aici. Petrică. Petrică invincibilul. Ok. Am scris să mor eu ca o mamaie de-aia la secretariat. Deci vrem să arate fix așa. Îi dăm și lui un pic de putere, îi dăm și lui un pic de agilitate, îi dăm și lui un pic de atac, îi dăm și lui un pic de defense și mai dăm o vitalitate, așa. O rupe Petrică. O să o rupă, vă zic eu. Tu ne minți că tu lucrezi la o primărie? La ce primărie lucrezi, frate? O, mirni pe prost. Ce ne luăm? Strength? Strength de toți banii, da. Să fim puternici toți. Puternici toți. Să rupem tot. Nu vreau să rupăr nimic. Vreau să mă duc să mă bat fix așa. Fix așa cum m-a lăsat pe mine mama. I-am dat damage țipun la el chat. Vino un coa. Îl mirelesc. V-am zis. Bun. Agilitate. Defensivă. Atac, frate, nu le trebuie vitalitate dacă putem ataca. Ce, începe turneul? Nu începe turneul, ok. Ne luăm aceste sandale frumoase. Aceste, ce sunt ele? Ăstea la fel. Și de 900 ne mai luăm ăstea, nu? Ăstea scumpe. Ăstea le luăm. Gata, toti. Suntem bine. Tu lucrezi la primăria localității Voinești. Da, frate. Sunt, sunt secretarul de acolo. Secretarul de primărie. Mi-ar fi plăcut să fiu secretar de stat, dar n-au mai fost locuri. Până nu devine Voinești un stat. L-am mierlit. Deci mai gata, cea. Cea, despre ce vorbim? Petrică, o să rupă tot. Petrică, it's the goat. That's why it's the goat. The goat. Bun. Deci, atac. Aia a fost agilitate. Atac. Putere. Asta e tot ce ne trebuie. E tot ce ne trebuie. Mergem la Magic Shop aici. Ne facem piatra șmecheră. Și ne-a costat nimic. Că avem pile la vrăjitoare, chat. Așa, și ne luăm. N-am bani. Ăsta ne luăm. Nici de ăsta n-am bani? Cație și curată. O cască. De asta? Am bani? N-am bani. Casca asta. Gata, chat. Intrăm în turneu cu fruntea sus. Petrică invincibilul. O să rupă tot. Uitați cum fug. Ei se uită la Petrică și le e frică. Înțelegeți? Ei fug. Le e prea frică de Petrică. Mai e și rimă. Nu prea are stamina, văd. Asta nu e chiar o problemă atât de mare.
Schimbă stare ca multă viață din ceea ce se vede aici. Dar nici nu contează lucrurile astea. Dă-i petrică. Bă, chat. Deci dacă ne bate chiar primul, e baiurea. Mă aici. Petrică, s-a liniștit, poți să mai dormi un pic. Încă un pic. Dă-i el. Bun, e bine. E bine. E bine. A, obosit. Las că e bine, câștigăm. Chat. Faceți un pic de galerie pentru Petrică. Încă două bucăți și câștigă Petrică. Bine, trei. O bucată mai trebuie. A câștigat Petrică, chat. Chat a câștigat Petrică. N-are adversar, chat. Bă, dar eu de ce mai stau mă cu ăsta aici? Că am zis că nu mai joc cu volanul. Două secunde, chat. Ia uite bă, mi s-a prins mousepad-ul sub. Hai Petrică, rupe-i fâșul. Aia zic. Petrică supremosi. Mamă, jocul ăsta, bă, da. Este absolut și etern jocul ăsta. Păi da, așa e, mă. Că ți-l dorești mult, te joci, ți se ia și gata. Chat, l-am nenorocit pe băiat. Deci ciclopul ăsta, ciclopul Cici, el e, nu contează ce-i scrie acolo la numele, ciclopul Cici a murit, e vai de pizda, mă, s-a nebunit, bă, gata. Dar mie îmi place că dacă îi dau mediu, dacă îi dau slab sau dacă îi dau normal, tot 19 dă fiecare dată de mediu. Aia zic, clar că e slab, mă vede decât cu un singur ochi, n-are the field of vision, ați înțeles? Deci nu e... Îi dăm și noi o leacă de vitalitate, o leacă de stamina că ne trebuie. Putere, toti! Ce? Bă, tu cât ai jucat ăsta, dai dagger? Enchantat. Bă, e piatra și nu te costă nimic. Ce nu înceantezi pe asta? Pe asta te duci și dai gen... Îi faci de asta? Enchant de ăsta pe muca. Nu te costă absolut nimic. Bă, degeaba are ăsta topor. Degeaba are topor că l-o murâm. Vă zic eu, deci n-are nicio șansă. A nebunit lumea. Bă. Așa. Nu, așa. Bun. Încă una. Bă, așa, chat. Scrie nume, chat, e negru pe alb, e Petrică invincibilul, chat. Chat. Nu se poate, n-ai cum să te pui Petrică. Petrică e Petrică, ca Petrică nu-i niciunul gen. Ce-am făcut, mă? Am intrat la femeia asta, nu te supăra, bă. Așa. Ne ducem și ne luăm o armă, chat. Topor. 3.000 pe un topor, cam mult, dar ne luăm. Ăsta arăta aur, nu a bronz. Ăsta 12... Am, cred, mai merge cu piatra aia un pic. Ce, nu ne căcăm pe noi acum. Așa, iau și eu asta. Și gata, asta e toată armura de care avem nevoie. Până la următorul boss, îl batem și pe următorul cu armura asta, vă zic eu. Deci ce vă ziceam, e Petrică, nu are adversar. Ce dracu se aude? Pompieri, poliție, pula mea ceva. Sirene, da. Deci nu există adversar pentru Petrică. N-au timp să facă nimic, deci nu au timp.
efectiv. Putere tot. Asta e cea mai importantă chestie. Deci cred că ajung să dau damage de sol cu piatra încât să nu mai schimb. Și să țin doar piatra aia și să câștig și următorul boss tot cu piatra. 31 cu piatra și îmi dă 28 cu cuțitul. Bă, Petrică e altceva. Avem avantaj, nu? Chiar avem avantaj. E bine, urmează turneul. Ce credeți că o să câștigi la turneu? Ce ziceți, mai luăm armă, mai luăm ceva? Sau pur și simplu ne ducem așa la turneu și vedem ce iese? Zici că jucăm cu coduri, chat. Efectiv zici că jucăm cu coduri. Deci, ne mai trebuie niște stamină, niște vitalitate și... îi dăm pe atac ca să atace mai bine. A venit turneul. Un dac adevărat care ne reprezintă parametrica. Aia zic. Deci, hai să-i schimbăm că avem bani, îi schimbăm adidașii că s-au tocit, îi schimbăm astea, îi schimbăm astea, îi le punem pe astea albastre frumoase, îi punem și lui astea. Casca eu las pe aceeași. Deci eu zic că suntem bine de tot. Deci zic că suntem bine de tot. Și am putea, am avea bani, de ce am avea bani? De nimic. Suntem obligați să mergem la turneu cu piatra, chat. Hai să vedem ce iese. Azi ceva Petri... Salutare domnule Petrică. L-ai aici în acest joc extraordinar, pe care nu știu dacă l-ai prins, Stelica, sau nu. Pe Petrică invincibilul, gladiatorul nostru care ne reprezintă în acest turneu. Să mă, tu că ai fugit. Zii, mă. Ia uite, bă, că nu l-am urmă. Ia-l. L-am luat. L-am luat, icule, nu se mai poate așa ceva. Eu zic că nu, și pe ăsta chiar dacă are sabie. Nu ne pasă nouă de sabie. N-avem frică de sabie. Ai țipat la mine. Aaa, m-ai tăiat. Acu te tai. Chat, îl doborâm cu piatra, efectiv. Extraordinar. Extraordinar. De neoprit. Petrică e de neoprit. E de neoprit, chat. N-ai ce să-i mai faci. N-ai ce să-i mai faci. Cum ar fi să terminăm jocul cu piatra, chat? Să nu ne cumpărăm nicio armă, să jucăm cu piatra până la final. Dar oare pe gladiatorul acesta, care are mai multă armură decât noi și are și o armă, îl vom birui, cum s-ar spune? Da, e spartan. E spartan, toti. Nici nu s-a pus problema, chat. Nici nu s-a pus problema. Deci nici nu s-a pus problema. Mai dăm și noi doi agilitate și doi de putere, toti. Ninja-ul malefic, chat. Blochează. Blochează. Nu e prea bun pe... pe defense. Bă, dar mai fugi, mă, mult. 50, a nebunit lumea. 37 pe atac. A nebunit. Vino, mă, cu 35. Mi-a dat 30 de meci pentru un țipăt, adevărat. Nu-i corect deloc că e de ăsta cu, cu magie, cu... nu-i frumos. Nu mâncă 2 damage. Ai rămas fără armură, te-ai dus. Deci Petrica a început, a început Petrica mâncate să-i dea. Și când a început Petrica să dea, nu se mai oprește. Are poțiune. Degeaba. Petrica are avantaj.
Petrică invincibil. Nu mai rimă. Așa, încă o dată. Gata, chat. Gata, chat, e Petrică, e, uite, așa e Petrică. Așa e Petrică, se crească lui ce iubește. Petrică e... E ce trebuie tot. A rupt. A rupt. Deci a rupt. Avem 34.000 de dolari de ăștia, de dolari. Pe vremea aia cred că erau galbeni. Deci avem cât mai aveam? 30.000 de galbeni. Nu știm ce să facem cu ei. Să-și ia Petrică ceva frumos. Nu se pune problema. Nu se pune problema. Oare ce armă își poate cumpăra Petrică? Un topor. Un buzdugan? Chat, ne luăm buzdugan. Nu, dolari le zicea. Ok. Dolari dintre ăștia. Și cât mă costă să-i dau enchant la asta? Tot pe moarte, tot pe mac. 50.000? 22.000? Bun! Ar trebui să citim? Ignor! Nu știu ce s-a întâmplat. Chat. Camera s-a supraîncălzit. Nu se poate. Nu se poate. Iarăși, mă. Incredibil. Două secunde, chat. Mă duc să pun telefonul la frigider. Ar trebui eu... Ce stai, mă, așa? Că eu mai am un telefon. Care nu știu dacă s-ar supraîncălzi. Sau atât de rapid, sau chestia asta. Dar e mai vechi. Deci nu cred că ar avea aceeași... Adică nu cred. Nu ar avea aceeași calitate. Nu nimic, dăm și fără cameră, îi dăm. Îi dăm, ce să facem acum, îi dăm. Două secunde să scot asta. Așa. Până stă telefonul la frigider, îi dăm așa fără cameră. Între timp, două secunde să verific OBS-ul. Voi vedeți ce fac eu, nu? Da, bun, e bine. Hai să-i dăm. Chiar sunt curios ce damage dăm acum cu 49. I-am făcut upgrade degeaba, efectiv mai bine rămânem cu piatra. Efectiv, mai bine rămâneam cu piatra. Bă, primele live-uri n-a făcut mă la așa, s-a murit. S-a stricat el acum. Da, mă, frate, 42. Era turneu, bă. Ce nebunie. Oare avem d-astea noi? N-avem d-astea noi. 6.000, 12.000. Păi pe ăsta l-am. Ce căcat. Schimb casca. Asta, 10.000. Am luat altă cască. Intrăm în turneu, chat. Bă, da, da, chiar. Așa e, stai. Ia uite un power! 70 mi-a dat. Dar și eu îi dau 59. Pe normal, gen. Power! Devil. 87 pe power, chat. A nebunit lumea. Chat, a nebunit lumea. E bine. Îl rupem. Mamă, ce mă enervează că nu mai am camera acum. Mă enervează maxim. Bă, dar asta blochează așa tot. Dracu, mai e și mic. Uite la ei. Dă-i, mă. Dă-i, mă. Dă-i, mă, tot așa, tot quick. Dă-i, mă. S-a teleportat și departe, rău, să mor eu. Eng, Omi, cine dacă o fi ăsta? Galben și mic, așa. S-a teleportat bine. Vino, mă, încoa. Era adevărat că a venit ăsta cu ciocanul de fier armic. Așa. Altceva, domne. S-a pornit mă telefonul ăla.
Mă gândesc, poate ăsta nu s-o supraîncălzi. Sau poate ar trebui să nu cumpăr dracu și un webcam. Dă-i pe el direct. Ești nesimțit. 64 pe damage de ăla. Chat. Chat. Avem nevoie, dar nu mai contează. Nu mai contează, Petrica e... E power rău de tot, domne. Am crezut că pierd. Chiar am crezut că pierde, dar s-a dovedit. Ce vrei să faci, mă? De unde i-am dat eu 131, nu știu. Dar i-am dat. Na, ne batem cu ăsta. Oare îl batem pe ăsta? Ia ziceți chat. Eu zic că îl batem. Mamă, ce nevoie. A rămas deja fraierul fără armură. Dormim și noi un pic. Dă-i în el. Dă-i în el. L-am luat. Se face la buzugan în ce am făcut. I-am făcut. Am dat 22 de mii. Păi, dar ce ne trebuie nouă? Agilitate? Face și noi să fie număr așa. Atac. Aha. Defense, carisma, stamina, magic. Strength toti. Putere. Acum oare avem armuri noi? Nu. La level 12. Ce level avem? Avem level 10. Ok. Mergeți, dăm level up. Stamina trebuie, zic. Bă, ar că am trebuit, dar și putere ne trebuie. La revedere, direct. 63 pe atac, 63 chat. E mai mult decât are nevoie oricine. Ia că s-a pornit râșnița aia de telefon. E un iPhone 7, oare ăsta o să vadă ok? Oare ăsta nu o să bubuie? Cum făceai? Doamne ferească. Bun, hai să vedem următorul match. Bun. iPhone-ul e iPhone, domne. Da, tata, dar nu compare iPhone 7 cu Huawei P30 Pro. Adică, căcat. N-are nicio treabă. Bă, easy. Easy. Nu știu ce am. Am luat 2 agility points. Am gainuit 2 agility points, domne. Așa, să luăm noi aplicația asta care nu mai știu cum se numea. Ia să vedem cum se numea aia dânsa. Camo. Să numea. Ia să vedem. Camo. Mamă, cât de mic e, mâncați și cu data nu-mi merez tastele. Mă nebunesc. Mergem, mă. Bombă, open. A mers. Hai să vedem duel. Motor duel. Chat, l-am nenorocit. Clar. Clar o chestie, sau cum se spune pe Spanish. Așa. Acum vă opresc un pic ca ăsta așa. Până intru eu pe aplicație să încerc să fac setup-ul pe device aici, da. Cum vine, mă, mâncațișcă? Mamă, nu cred că e o idee bună. Cred că o să vadă prost rău ăsta, mă. Dar nu sunt sigur. Mamă, și să vezi că poate să vede mai bine decât celălalt, că nebunesc. Ar fi amuzant. Da. Bă, să mă duc să scot telefonul de la frigider, chat. Perfect. E rece acum. Deci dacă nu merge bine cu
iPhone-ul ăsta, îi dăm pe, pe Huawei înapoi. Două secunde. Am Spanish. Grijă să nu puște bateria la Hawaii. Nu pușcă, sper. Zic eu că nu pușcă, da. Până la urmă, cine sunt eu să-mi și dau cu părerea. Ce am făcut eu cu banda aia de ziua? Două secunde chat. Că e, să mă, eu am fost plecat weekend-ul ăsta la casă și nu mai găsesc de niciunele. Ce trec? Bă. Unde-i? Mamă, și nici n-am pe cine să trec. Singur. Să mor eu. Două secunde, chat. Poate e aici. E aici. Nu, asta e alba. Ce drept? Unde am pus-o, mă, mâncați ăștia nebunesc, turbesc cu capul, mă ia pădalea gurte. Am mâncat-o pe aici pe scaun. Să mor eu. Să mor eu. Incredibil. Inteligența mă urmărește, dar eu sunt mai rapid. Vedem noi ce și cum. A, păi ce să faci, tată, cu așa ceva? iPhone 7-le ăsta abia a început să facă pe webcam-ul și deja a nebunit, deja e frige în ultimul hal. Ești de curiozitate cum s-ar vedea el aici? Că n-are de-asta. Cum ne... Mă bate rău de tot. Au schimbat modul de... de folosire, gen. Bă, așa... N-ar arăta rău, da. Bă, ești prost, arată chiar bine. Explosibil improvizat iPhone 7. Bă, pe bune, chiar frige, gen. Dar nu arată rău deloc. E să vede mai sacadat așa un. Bă, nu, lol, să vede mai bine decât ăla. Dracu, ne-am găsit webcam nou, dar să sperăm că nu pușcă. Hai să vedem dacă am și încărcător pentru dânsul, să pun acolo la încărcat, că ăsta dacă ești atent, dacă nu ești atent 2 secunde, s-a încărcat. A murit. Ăsta a fost. Uite, bă, că se și încarcă. Wow, ce nebunie! Ce nebunie, chat! Uitați-vă! Acum, 2 secunde, stai! Deci, unde-i, mă? OBS, aici. Sunt eu în toată splendoarea și mă văd... A, ba nu, mă, bă! Să vede un pic mai... Mai așa. Mai cu astea, mai cu... Cum dracu le zici, mă, la ăștia? Purici de ăștia. Gen, să vede mai cu purici de ăștia. Da, îmi place mai mult cum se vede move-ul ăla pe spate și parcă e... Nu știu, parcă e ok, nu? Grainy. Ăsta era pe termenul. Eu zic că e cu purici. Eu așa știam. Dar, dacă stai așa și așa, e super ok. Adică pe imaginea mică, gen, mi se pare super tare că se vede super bine. Ai băgat ceva setări la OBS? Bă, da un pic. Sau ce vrei? Exact.
Da, mă, nu știu, parcă se vede ok, adică nu știu, parcă îmi place mai mult așa culori și de-astea. Dar oricum, anunțați voi când pică și ăsta, că 100% pică și ăsta, că arde deja. Bun. Ne ducem și noi, plătim și noi 400 de galben, ticule. Dormim și noi într-o cameră frumoasă, nu? E ziua 5. Ajutăm și noi. Am primit 2 puncte de atac, chat. Suntem de neoprit. Efectiv, suntem de neoprit. Mergem în arenă, ne bate cu lumea. 1080 pe, în aplicația aia, nu cred. Stai. Ba, da, dacă ai pro. Dar nu avem așa ceva. E, na, 720 pe maximum, sau? Da. Dar e ok, e ok, nu? Adică, vedeți și voi, mă vedeți așa, sunt aici, nu? Sau sunt greu de distins, sunt decât un pixel așa. Marjul. Am crezut că mă pălește. Marjul. Mi-a dat un pic. Marjul. 140 chat. Bună ziua, o zi bună la cafeluță, sănătate la toată lumea. Sorina Manolea. Tu nu erai la muncă, tată? Ce faci tu pe live? Dă-i pe el. Chat. Să ferește lumea. Bă, mă, super rog. Așa, mă. Prinde-l, mă, dă-i, bă. Am la 2 minute pauză. A, păi atunci pauză plăcută, ce să zic. Hai, pa, pa. Gata, mă, l-am luat și pe ăsta. Deși cam greu, au început oamenii să se mai apere, nu e frumos. Ăsta are aceeași armă ca și mine. Nu contează. Ca Petrică nu-i niciunul. Petrică e unul singur. Bun. Am câștigat. Avem 10 agilitate, 10 atac. Ne luăm niște stamină. 2 stamine e bine. Și ne mai luăm defense. Nu am luat strength deocamdată. Puteți să ne cumpărăm scut, chat. N-am luat scut. Bombă. Carisma e broken. Bă, nu mi-am luat niciodată, n-am făcut niciodată niciun build cu carisma. Pardon? Chat, pardon? Petrică Invincibilu a fost învins. Nu pot să cred. Na, nu-i frumos. Nu e bine. Doamne, păi da, așa rușine nu mai speli niciodată un cațe, nici cu clor. Nici cu clor, deci așa rușine ce și-a luat Petrică. Degeaba-i bate pe ăștia, dacă ăla a venit cu chestia aia mică. Orice ar fi fost chestia aia. Și l-a nenorocit. Deci chat. A fost ghinion, bă, da. M-am mișcat și am dat efect de la The Phantom, aparent funcționează și așa. Să mă anunțați voi în caz că mai pică camera. Gen dacă dispare și așa nu mă mai vedeți și așa, m-am anunțat și pe mine. Ca să știu să fac switch-ul, că pun înapoi Hawaii-ul. După aia, dacă e ceva. Nu, deci efectiv nu mai mi-aduce fericire. Uite cât de repede îi bat pe ăștia, dar l-am bătut mai repede decât îi bat eu pe ăștia, deci Degeaba. Vino mă înapoi. Deci incredibil. Absolut incredibil.
trecem din luptă în luptă. Mulțumesc, băi. Pentru ce, domnule Adumitru? Câștigă așa asta. Deci cred că acum dăm level up și după aia avem turneu. Cred. Adică așa ar fi normal. Dă-i el. Bă. Chat. Chat. Eu sau el? El, chat. Normal că el. Că mi-ai zis că ești live. Nu înțeleg dacă ești ironic, că gen nu te-am anunțat de la început sau... Chat. Hai mă să bucăm și noi. Aștept să termin tentativa asta de joc. De ce, frate? Cum adică tentativă de joc? Cum adică tu nu te jucai jocul ăsta când erai mic, să mor tu? Hai să-i băgăm niște puncte de carismă. Și strength toti. 2 cu 2, merge, ok. Intrăm în turneu. Hai să vedem armură, dacă putem să luăm altă armură, chat. Avem altă armură. Ce? Chat. Așa. Ne luăm astea, ne luăm și mânușile astea, ne luăm și... Astea. Shield-ul, shield. Nu pot să cred, Dumitrule Cătălică, nu te-ai jucat jocul ăsta niciodată când erai mic. N-aveai calculator, adevărat? Zi sincer. Îl facem și pe ăsta, chat. Îl facem de boala copiilor. Da, nu există așa ceva. Și-a dat teleport lângă mine. Bă, Luther, trebuie să... Ciao. Ah, el nu mai are viață. Dar nici eu prea multă. Dă-i mă, dă-i mă, bă! Chat! Așa, mă! Așa, mă! Așa, mă! Petrică! Rupe Petrică! Dă-i mă! Mâncați-i și pula ta! Lasă-l mă că-i bine. Lasă-l mă că n-are nimic. Îi dau power, mâncați-și. 97, chat. Îl nenorocim. Și-a dat TP-ul. Fugi de mine. Of, iubito, nu fugi de mine. Uită-te mai bine. Mori. Cea, cea. Nu-i problemă de război. Nu-i problema de război, nu există. Domnule Dumitru, dar după ce termin eu de jucat acest joc, dumneavoastră ce doriți să vedeți pe acest live sau... cum se numește jocul? Sunt nou în live. Salut și jocul se numește Swords and Sandals. E un joc de când eram eu mic, îl jucam pe Y-Cop. Când eram mic. Bă, nu e frumos. Nu. Așa, mă. Așa, că mă luase un pic. Mi-era un pic frică. Mi-era un pic, un pic. Un pic de tot. Pe ăsta luăm, chat. Dacă mai prind un critical, l-am mierlit cu toată armura aia pe el. Power. Cea. Cea. Sinte, nici măcar n-ai apucat să scriu, Stin. Că îl luăm, că deja îl luasem. Atât rapid este Petrică invincibilul. Bă, power. N-a mers. N-a mers chiar. Bă, a cam dat el power. Bă, mor, mă. Nu e bine, chat. Ne luăm distanță. Dormim și noi un pic. Ne refacem puterile, țipăm un pic la el. Mai țipăm un pic la el. Și acum mai dăm. Și dăm. Îi dăm. Și de data asta îl și nimerim. Și mai dăm o dată. Hai bă. Așa, mă. Altceva. 99, mă. 99%. Mă gândeam și eu că poate mai bag și eu un...
din de la, încă 1%. Vai, vină mă cu ala. Îl rupem, chat. Nu îl rupem, că fuge. Vină mă înapoi. Vină mă înapoi. Dă-n el. Bine. Aia zic, ne simțim de la de fuge. Ia uite-l pe al meu ce face, tumbe. Uite unde a ajuns. Ia uite, dă-i mă-n el. Dă-i mă-n el. Dă-i mă-n el. Avem avantaj. Avem avantaj. Dă-i. Degeaba-ți dai TP-ul. Dă-i mă-n el. Bă, somn. Dă-i petrică. Dă-i petrică. Dă-i petrică. Încă una petrică, încă una. Bine, petrică. Asta a fost, chat. Asta a fost. Și am făcut level up frumos, mergem 4 puncte pe strength top. Suntem cei mai puternici, chat. Am dat frumos acolo, încă nu dormim și noi la căldurică, cum ar veni într-o tavernă, domne, nu dormim pe străzi așa ca câini. Nu l-am prins. Dar rup acum. Vino mă cu 75 pe quick. Swords and sandals, gen sandals, sandale, gen. Das pe top. Doar am mers, s-a speriat. A venit moartea după el direct. Mor, mă. Mamă, ce a fugit? Țip la el. Credeți că-l iau? Nu l-am luat. Dar l-am făcut să vină încoa. Mare greșeală. A, nu chiar. Ba da. Destul de mare greșeală. Cea. Dar eu n-am trenat niciodată jocul ăsta, deci de cât timp, chiar dacă îl joc de când eram mic, căcat. Îl știu de când eram mic și m-am mai jucat și așa. Nu l-am trenat niciodată. Deci niciodată n-am reușit să-l termin, că... Da, nu știu. Cred că parcă la turneul ăsta am ajuns pentru ultima oară. Gen... Asta era ultimul turneu la care înceam și după aia pierdeam. Chat, voi vedeți ce sabie are asta? Tot îl luăm. Eu zic că îl luăm. Nu mai contează. 200 și ceva mi-a dat cu o singură sabie. Nu cred că îl mai luăm. E și pe telefon, dar varianta mai urâtă, nu știam că e și pe telefon, dar e bombă. A venit la luptă cu Excalibur! Arthur, mamă, tălică ești! Arthur, ești tu, maică? Tot l-am luat, chat, tot l-am luat! L-am luat! Degeaba vine el cu Excalibur, degeaba este el Arthur. Mori, mă. Power! N-a fost să fie. Deci nu a fost să fie. Bun, deci ne mai luăm un punct de agilitate, un punct de atac, un punct de defense și un punct de carisma. Așa. Trebuie. Cui m-am uitat pe clipurile tale vechi și chiar mi-e dor să facem un clip. Păi facem, frate. Vin Germania și facem. Oricum, e posibil să filmezi ceva clip dintre ăsta, îi fac selecția de cadre și trimit să faci tu the magic touch acolo frumos pe After Effects. Că ești tătic pe After Effects, te-am văzut. Mamă, ce mă ofi că n-ajung la ei în prima. Ia uite-l, bă, ce fuge ăsta, vină-mă cu ăla. Vină-mă înapoi. Ce, mă? Chat! Nu se poate așa ceva. Trebuie să schimbăm arma, chat. Cât e asta? 17.000? Eu am 17.000. Am, mă, 17.000. Asta? Pam, 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 pam. Asta e. Asta ar veni.
Și asta am schimbat arma, că s-a pute treaba cum ar veni, nu se mai poate. Ne luăm și un scut mai bun, ne luăm și un chestplate ăsta mai bun, ne luăm și noi altă cască și gata, am rămas și fără bani și ne ducem la duel. De ce n-am stamina? Mor, mă. Bă, ești nesimțit. Uite, bă, cu cine mă dă. Ce dracu să-i mai faci? Tătic, știi ceva ce nu știu eu? Bă, știu că pe After Effects ești tătic. Degeaba vii tu cu modestie, cu dalea, că nu, domne, că abia l-am învățat, că nu știu eu cu d-astea. Tati, să vede cum le faci acolo, sau nu știu dacă le faci în After Effects sau unde le faci tu, dar faci niște alea frumoase. S-a văzut. Te-am ginit. Bă, dar ia să dau și eu cu ăsta. Dai și tu, nu dau și eu. Eu dau mai tare. Am adormit, mâncați și tu la fel. Asta n-ar nimic. Dă-i din. Ai blocat, fătus, mă. Doi. Doi. Și-am altceva. Altceva, domne. Altceva, domne. Hai să-i rupem chat. Mori, mă. Bă. Altceva, domne. Și să mai luăm puncte pe strength sau pe atac, nu știu pe ce să ne luăm. Dar să dăm și noi în ei ca lumea, domne. Dar oricum, no, 180 pe power chat. 180. Cât o să țină live-ul, că am teme. Bă, live-ul o să mai țină încă vreo 3 ore, ceva de genul. Nu o să ne jucăm doar ăsta, dar undeva la 3 ore mai țin live-ul. Dacă sunteți aici pe live, să dați un, vă rog, un like. Uite, mă, domnul Iustin și-a treaba de moderator foarte în serios. Apreciez. L-am bătut și pe ăsta, chat. Așa, n-are nimeni ce să-i facă lui Petrică, deci nu știu dacă observați. Dar Petrică e tăticul lor, cum ar veni. Mamă, bă, nu dorme 8 ore pe zi. Bă, da. Dar în perioada asta nu sunt la muncă, deci sunt mai liber. Strength tot. E tot ce ne trebuie, strength. Acui turneu? Turneu. Ăla nu ne trebuie, hai să vedem dacă putem să-i dăm un enchant la toporul ăsta. Enchant de gheață. 40.000, nu am 40.000, efectiv. Sărăcia, dracu. Hai să jucăm la turneu. Hai să sperăm că nu ne scoate turneul ăsta, chat. Îl luăm? Sau nu-l luăm? Ia uite-l ce fuge, mâncați. Vino înapoi. Ia de aici. Ia de aici. Ia de aici. Ia de la Băsescu. Să-i trească lui. Mi-a bărat tot. Așa, așa, hai că am început și eu să-i mai dau din când în când. Mai dai, mă. Du-te după el. Așa, dă-i după el. Dă-i. Incredibil. Bă, Petrică se descurcă totuși destul de bine, adică având în vedere că e un gladiator la început de drum, să ai decât două pierderi așa, ești bine, adică ești bine, bine. Zic eu. A, uite ce frumos i-a luat brațul. Deci că era lui. Elegant, frumos. Îl luăm și pe ăsta chat. Eu zic că da. Power. N-a mers. Păi vină mă înapoi. 106. Asta e bine. Power. Mamă, 188 chat. 188 chat. Incredibil. Incredibil. Îl luăm că stă mai bine pe armură. Bă, așa a fost, uite. Prediction. Și pe ăsta luăm chat. 100%. 174 pe normal. Mamă, dar și el mi-a dat ceva.
Atâta. La somn, direct. Nici nu s-a mai pus problema. Deci nici nu s-a mai pus problema. Mai avem câțiva și după ajunge la boss. Și pe ăsta luăm lejer. Power. N-a mers. Dormi un pic. Dă-i. Power. N-a mers. Eu cumva îl nimeresc de aici, dar el nu mă nimerește pe mine. Dă-i bani el. Mare 3 HP și dansează. Poți să țip. Degeaba. Dă-i el. Altceva cea. Altceva. Deci nu, Petrică e de neoprit. Petrică e de neoprit. Dă-i el. Ce l-a luat pe mustăciosul ăsta? Zici că e cartoful ăla din Toy Story, mâncați-i și așa arată. Dă-i mă-n el, mă, repede. Așa. Să vină boss-ul ăla mare. Boss-ul ăla mare trebuie ceat. Mai avem unul până ajunge la boss-ul ăla mare. Vino mă-n crașitul. Power. Chat! Nici nu s-a pus problema, el nici măcar nu m-a atins. Sir Potato, aia zic, vezi? The Great Beast. Bă, ești nebun. Ce cască nebun are pe el. Ia de aici. Ia de aici. A rămas deja fără armură, chat. Mai ia de aici una. N-am vers. Ia-mă de aici. Mai ia-mă de aici. Ia de la Băsescu. Hai, vrem cu-a. Nu țipa. Bă, mi-a dat 140 damage. Am înnebunit. Ia-mă, mai ia de aici. Mai ai și un normal. N-a mers. Mai ai un normal. Așa, mă, altceva. Mai ai un quick. Așa și mai ai un quick. Acum așa stai fost. Gata. La revedere. Ce v-am zis, chat? Ce v-am zis? Ce-am spus eu? Care a fost predicția mea? Avea, bă, avea multă viață. Dar, chat, Petrică este de neînvins. Deci Petrică este de neînvins. Nici nu se pune problema. Mai dai mă cu multe. Ei nu știu că îi dau degeaba cu multe. Ne luăm vitalitate, carismă. O vitalitate și restul carismă. Căcat. Ce să facem? Dă-i-mă-n el. Chat. Să-i dăm enchantul? Pe 40.000 enchantul. Cel mai mare 360.000. Ăla mediu 160.000. Deocamdată avem 121.000. Îl dăm pe ăsta mediu. Sau că i-a mai dat niște strength, nu? A trebuit să mai fi deblocat ceva. Ia uite, a deblocat alt topor. Și ia uite ce frumos e ăsta cu albastru, cu așa. E altceva, domne. Sau asta. Am cumpărat-o, mâncați aici din greșeală, n-am vrut. Las că n-are nimic, e bine. Las că n-are nimic. De-astea mai lansat ceva, nu? La level 18, ce level am eu? 13. Căcat, păi am armura maximă, înseamnă. Lasă chat că n-are nimic. Nu sunt nimic. Mai strângem acum niște bani de la turnee, de la astea. Și, mă rog, luptele astea până în turnee. 113 pe quick, am nebunit. Și ne cumpărăm, ne facem în ceasul la mare. Ia uite bă ce dau fraierii cu magie. Degeaba, tati, degeaba. 200 pe power. A nebunit lumea. A nebunit lumea. Dă-i-n ei. Dă-i-n ei. S-a dus camera. Am înnebunit de supărare. Deci am înnebunit de supărare. Stați să-l terminăm pe terminatul ăsta și să facem switch-ul. Ca așa de bine de rău, măcar Hohavau ăla a ținut un pic mai mult. Sau Hawaii, sau cum vreți voi să-i spuneți. Ăla măcar a ținut mai mult ăsta deja, bă, că... Atât a fost, a? Bă, n-ați crede. Dar ăsta nu s-a supraîncălzit. S-a rămas fără baterie. Cumva.
Era la încărcat. Cumva. Da. Cine știe? Păi și acum m-am întors la aceeași problemă pe care o aveam și mai devreme, respectiv nu știu unde mi-e banda izolieră, duct tape, cum să mai spune așa, mai puendezește, și nu am cum să îmi prind telefonul cu... Că nu știu eu cum să explic, dar nu vă gândiți că îmi leg telefonul cu duct tape, dar din cauza temperaturii și așa, ăsta de la... Lipiciul de la magnetul ăla, de, îl pui pe telefon, s-a dus. Și acum, na, situație, trebuie să-l dau cu scoci. Gen, ca să stea. Dar nu știu unde mi-e scoci. Ca a mea iubită l-a luat și l-a pitit. Când face curățenie, nu mai găsești nimic. Nu știu unde mi-e scociul. Că ți-ești gurat. Unde mi-e scociul? Poate l-a pus în mobilă. Sau nu. Uite-l, mă. În mobilă l-a pus. L-am găsit cea. Asta e bine. Poate, da, data asta nu se mai... Păi nu, că era la încărcat. Aia zic, degeaba l-am folosit 20 de minute cu 11% baterie, că el era la încărcat. El a ales să nu se încarce. Înțelegi tu? A fost alegerea lui. Așa, să montăm noi ăsta pe husa de la Hohavau. Mamă, ce-mi place să fiu streamer de ăsta improvizat. E chiar un sentiment foarte drăguț, sincer, gen, nu fac mișto deloc. Chiar e tare. Mama, era să dau un pumn la microfon, dar să termina. Se trea microfonul, nu mai avea microfon. Așa, eu zic că e destul de ok. Luăm Hohavau ăsta. Două secunde că trebuie să vă pun scena asta în care să nu mai vedeți nimic, ca să nu vedeți mie fața de prost, cum încerc să pun telefonul la loc, gen. Ia să vedem. Îi dăm aici pe Select Device. S-a conectat, domne. Este all good. In the hood. Băgăm și l-am încărcat. E și l-am încărcat. E prea sus, nu-mi place cum e schema. Mamă, mi se pare că ăsta e... Gen, mi se pare aiurea că e prea luminat acum, gen, în cameră. Dar în același timp, nu știu. Parcă e și... Cumva. Nu știu. Așa, bun. Acum ne vedem. Bună ziua, m-am întors. Dar sacadează, văd. Nu mai sacadează. Bun, a sacadat în trecut. Hai să vedem ce mai face Petrică. Își cumpără frumos, stă și el în pat acolo, la tavernă. Cum dracu nu s-a stins? Ok, asta e bine. Îl luăm. Din prima luăm. El nici n-apucă să ne facă nimic. Ce v-am zis, chat? În ce parte e ăsta, mă? A, așa. Ce v-am zis, chat? Ce v-am spus eu? Eu cu gura mea am zis. Și pe ăsta luăm. A fugit. Și noi după el. Sau nu? Ăsta a avut timp să dea noi. De supărare îl nenorocesc. Cu power îi dau. Îi dau power până-l iau. Așa, cea. Altceva. Altceva. Opa. Unde mi-e mouse-ul? Aici. Bun. Easy. Easy. Easy.
Bă, ăsta avea buștean. Ce mișto. Deci nici nu se pune problema, văd. Suntem maxed out, efectiv. Dar oare... ești mai șmecher dacă ai gen asta sau... gen bâtă, topor, chestie, sau oare ești mai șmecher dacă ai sa? Mai dăm și noi... Deja am jucat o oră! O oră am jucat ăsta? Damn! Îi mai dau o carismă și un defense. Gata. Asta a fost. Restul, numai power. Numai power îi dau. Ah, fi bine. Nu, adevărat că îi dau safe să mor, mă mai joc un pic până, că după aia vă plictisiți voi dacă e și așa. Îi dau safe și mai intră și la viitor. Poate termină jocul. Să mor, dar nu termină jocul ăsta. Că e chiar Petrică invincibil, chiar invincibil, vreți să vă mint? Mai zici și ceva. Degeaba avea el katana lui Samurai Jack. Deci degeaba avea katana lui Samurai Jack, că atât. Asta a fost. Asta a fost pentru el. Atât. Mai mult nu. One shot. Aia zic. Aia zic. Vino mă înapoi, mă. Vino mă înapoi, mă. A fugit iară. Bă, da, s-a dus. Pentru ce a făcut el traversarea asta, nu știu. Eu s-o fi gândit ca mamă, lup. Ia uite, Vere. Vere, pardon. M-a luat muschetarul, ați nebunit? Măcar ăsta nu mă mai ia. Doarme un pic, să trezește, mai doarme un pic, mai dă-i. Aaa, bă, mâncați-și. Așa. Las că n-are. Se mai dăm strength? Se mai dăm... ce se mai dăm? Carisma, strength. Strength îi dau, tati. Strength. Mult strength. Acum, practic, ar fi trebuit să fi făcut stocul de nou, exact ce spunea. Ia uite, ne luăm armură mai șmecheră. Ne umplem așa de armură șmecheră. Nu mai avem bani. Scutul rămâne ăsta, e ok. Și ce avem noi nou aici? Ia uite, bă, mâncați-i și că e altceva asta. Altceva? În afară? Nu. Deci decât asta. Păi ce căcat, că e ieftină. Gata, chat! A nebunit lumea. Termină și turneul ăsta. Îi bate și pe ăștia. 700 armură, chat. Unde fugi, mă? Iar e bă de la de sare mult. Broască de aia. Îi zăpăcim. Dă-i mă-n ei. Dă-i mă-n ei. Bă, apropo, eu nu știu dacă am zis vreodată sau nu știu dacă voi vă uitați în descriere. Dar am pus în descriere link-ul de la serverul de Discord. Gen. Și săptămâna asta, gen, dacă ne strângem și noi mai mult să fim și noi pe live vreo 20 de inși, intrăm și noi acolo frumos pe Discord, mai facem o glumă, mai astea, mai nu știu ce putem noi să facem pe Discord, sau poate jucăm toți ceva. Nu știu.
Vedem și noi cum... Eu încă nu știu cum funcționează cu live-urile și așa, dar îmi place să le fac. Deci, învăț pe parcurs. Power! 226, am înnebunit. Mai are 67. Nu mai are nimic. Am corectat. Ia uite-l pe... Eu sunt câine rău, eu rup lesa, nu mă poți dresa, nu. Ce mă apă? Power! Chat! Chat, i-am dat efectiv one shot. Bă, ce panoramă ar fi dacă ar fi să uite gen la mine 10 oameni care toți să se joace LOL. Nu, să se uite la mine 9 oameni, cu mine ar trebui să fie 10. Gen să ne jucăm LOL toți, să facem un... un meci de ăsta gen 5v5, știi? Un custom de la nebun. Da. Deja să câștig a devenit să câștig, mi-a intrat în instinct. Mă rog, era să-ți fur femeia, mi-a intrat în instinct, dar același lucru, frate. Power. Ce să mai faci tot? N-ai ce să le mai faci tot. Dă-i ei. Nu știu LOL. Lasă, frate, că n-ai pierdut nimic în viața asta. E, efectiv, chiar n-ai pierdut nimic dacă nu știi să te joci LOL. Dacă știi să te joci, în schimb, și zic, gen, să știi pe bune, nu cum mă joc eu, că așa. Știu și eu tastele și 2-3-5 capțiuni. Dar gen, sunt unii, frate, care joacă, tati, aia mi se pare trist. Aia e rău. Să știi să te joci. Gen, e genul de joc de trebuie să te joci multe ore ca să înveți. Ba, adevărat că ăsta e de la de mult, dar are... Bă. Ia uite-o pe ce fuge. Bă, bă, ia. Nu damage adevărat? Pe un țipăt? Mai dă-i. Bine! Îl facem din vorbe pe fraier cum ar veni. Dacă mai merge. Nu prea mai merge. Ba, mai merge. Las că-i bine. Dă-mi vorbe, îl facem chat. Are de-aia, bă. Degeaba. Bă, dar noi suntem la turneu acum? Că nu mai știu. M-am uitat un clip al unui băiat, deci... De joacă ce? Loc? A, de joacă LOL, probabil. God Eater și a fost super amuzant. Păi, jocul e amuzant așa overall, dar... Și foarte frustrant, de obicei. Hai, vere. Bă, ce nu-mi plac mie ăștia, dar nu-mi iau și ei damage. Vino încoa. Așa. Una trebuie să mai iei și mori. În sfârșit. Incredibil. Oh, shit. Turneu cu vrăjitorul. Care îmi dă cu lightning, mâncați și gura ta, de mi-a luat jumătate armură. Ce ziceam? Mi-a mai dat. Bă, ești nesimțit. Chat.
Nu e bine, păi văd că nu e bine. Ne bazăm pe faptul că e wizard și... Nu. A, nu dă damage toate, e ok. A dat și el atunci la început cu sărăciilele ale lui. Se bag un power? Nu l-am mai prins. Nu l-am mai prins. Nici pe quick nu l-am mai prins. Mamă, nu cred că am ajuns niciodată așa de-n față la jocul ăsta, sincer. Sau? Nu știu. Asta m-a speriat cel mai mult până acum. Bă, da, a fost un pic... Da, un pic, nu mult. Hai să-i omorâm repede și pe ăștia. Să mai dăm și noi un level up. Bă, cum se numea jocul? Se numea Swords and Sandals, frate. 2. Săbii și sandale, gen. Oare luăm pe ăsta, dar are sabia lui Paladin? Nu e Aladdin, chat, e Raimundo din Shaolin Showdown. Vino mă înapoi, mă. Ia uite-l ceea ce face. Ți-i plăie luare mare? Nu. Sau? Sau nu? Ia bă ce mi-a dat. Nu mai contează. S-a dat level up chat. Deci ne luăm așa. 4 magica. Ca să ne luăm de la biserică health potion. Asta în caz de... În caz de... Ca să nu ne mai panicăm la următorii. Oricum, la următorul level up îi dăm vitalitate, frate, ca să avem viață de aia multă rău de tot, să fim tanci, să nu ne mai omoare nimeni. Ca armura, eu zic că suntem ok și pentru următorul turneu, cu armura asta. Arma cred că e ok, dar oricum armele sunt ieftine. Banii oricum să fac. Dă-i mâini. Doamne, ce mi-ar plăcea să văd turnee gen LCS type shit cu jocul ăsta, ar fi extraordinar. Ar fi genial, cred că m-aș uita non-stop. Tu-ți dai seama dacă făceau jocul ăsta gen multiplayer? Era superb. Să intri să te joci cu prietenii, mâncați și. Bun. N-am avut și pe ăsta, nu mă așteptam, că mi-a dat și el tanser din ghete. Băi, ești nesimțit? Mormă. Bă. Mormă. Bă. Mormă. Așa, mă. Bă, incredibil. Încăpățânat un pic ăsta. Dar sincer, deci eu dacă aș fi gladiator după vremurile alea și aș intra în cușcă, mă, că îți dai seama că ăștia n-au XF pe vremea aia. Dacă tot e XF să nu mergea. Când intrei în arena respectivă și așa, și l-auzi pe ăla în colțul din stânga, pe Mike Diamond ăla, dă-mi exemplu la ei. În colțul din stânga, ladies and gentlemen, we have... Cum îl cheamă? Petrică Invincibilă. Deci dacă o seama asta, plecam. Plecam, mă ridicam de la... Mă ridicam de la masă, căcat. Bă, plecam din Coloseum ăsta, ați înțeles voi. Dar trebuia să fie neapărat Mike Diamond, care zicea. Să-mi zică și ladies and gentlemen. Pe vremea lor, gladiatorii erau superstaruri. Păi da, așa se păcește din RXF. Gen Dustin El. Doamne, ce m-am căcat pe mine de râs. Efectiv, mi-aș face poster în casă cu Yamato Zaharia numai pentru palma aia de i-a dat-o Dustin El.
Băi! A nebunit lumea. Nu mai contează. Petrică invincibilă. Ce am zis că îmi iau? Vitalitate, frate. Dă toți banii. Nu știi faza? Nu pot să cred. Deci fii atent, Dastinel e ultimul drogat. E un puș dintre ăsta, nu știu câți ani are. Cred că e de vârstă cu mine, are vreo 20 de ani. Și e un de la uscat, gen bombardier type shit, așa, de la vreo 40 de kg, 50 de kg maxim. A intrat în cușcă ruptă în gură de beat, să se bată pe ceva reguli de speciale, doi, el și cu încă unul, contra unul mai solid, care mai știa și el, știi? Nu știu cine era băiatul respectiv, bănuiesc eu că mai știa, că altfel nu cred că accepta să bată cu două lături de alea. Bă, și s-a apucat, a început să dea cu pumnii, să-i dea cu pumnii în ceafă. Pardon. Uite, mă, ce nu-mi plac mie vrăjitorii ăștia. Deci i-a dat cu pumnii în ceafă lui băiatul ăla, Dastinel, adversarul, cine dea cu pumnii în ceafă, care e lovitură interzisă. Și îi dădea picioare în spate și în cur. Care dacă i-ai dat un picior în cur aiurea, poți să-i dai damage la coloană, nu e în regulă, știi? Și arbitru i-a zis, l-a dat la o parte, l-a aruncat mai multe ori, i-a zis, bă, potolește-te. Și ăsta tot nu s-a potolit, a venit mâncață și ca pe Bernabeu să mai dea un shoot. Și l-a luat Yamato, l-a dat pe jos, a pus piciorul în pată, l-a dat pe jos și după aia efectiv i-a dat... Bă, când i-a dat o palmă, a rămas ala... A fost genial, superb, superb, efectiv. Poster cu Yamato Zaharia vreau și eu, deci RXF, dacă mă aude cineva, de la RXF, vreau să se vândă mărci cu Yamato Zaharia fix în momentul în care dă o palmă de Dastinel și cumpăr tot stopul. Deci trebuie să cumpăr tot stopul, frate. Stopul? Stocul, vreau să spun. Yamato Zaharia, eroul meu. Trebuie să văd, bă, da, trebuie. Trebuie, chiar... Chiar, da, mă mir că n-ai văzut că a fost TikTok-ul plin, gen. Ne bate cu Samurai Jack, chat. Easy. Easy. Easy, easy. Mam, Raimundo. Pardon, l-am dat pe jos, n-am țipat la el. Mori. 200 și ceva, bine. Mai dă-i, mai dă-i încă o dată 200 și ceva. Sau și un quick merge, prinde-i. Prinde-i-l, mă. Prinde-i-l, mă. Să nu ne prinde el nouă. Oh, mă, nu. Petrică, ce ai făcut, mă? Ce ai făcut, mamă, fac ca bocitoarele alea, gen. La mormântă. Ce ai făcut, Petrică? Care sunt stats-urile noastre? Noi am câștigat 101. 101 lupte, 101 luptă. Și am pierdut 7. Deci e bine, eu zic că avem un kill de 3 și eu destul de bun. Bă, dar care-i treaba, frate, cu magicienii ăștia, magicienii din Waverly Place, că m-au supărat rău de tot, toți au Fireball, toți au Lightning Strike, Lightning McQueen, ce au ei acolo, deci nu se poate. Uită-te și tu și la ăsta, și ăsta are ceva. 339 i-am dat de mult, mori. Find the bed, frate, că-mi fură lumea banii. M-am uitat acum, cel mai amuzant căcat. Aia zic. Aia zic, băi, a dat pe bune pe Yamato luptător, frate, că n-ajungi arbitru la lupte, gen, fără să ai și tu un istoric de lupte. E ce trebuie, Yamato. Rupe. Dar tine l-a să mori. Nu știu câți bani primește el când se duce în RXF, că a fost de vreo... Cred că aia era a treia oară sau ceva. Adică s-a dus de mai multe ori, bă, frate, și gen, de fiecare dată a fost vai de curul lui. N-a știut absolut nimic. Adică nu înțeleg. Te duci și tu într-o dată de lupte, nu ai și tu o idee de cum să dai și tu cu pumnul sau să ai și... Hai, nu știi, ok, dar fă-ți niște antrenament, adică la modul ăla. Dar nu. El n-avea treabă. Nu s-a așa. Ce să ne luăm? Iau magica și vedem ce putem să ne luăm. Ia să vedem. Pot să-mi iau poțiune de stamină sau de asta. Așa. Ia să vedem.
Dar Sine este showman, nu luptător, bro. Păi da, n-a zis nimeni că este luptător. Tocmai asta era și problema, că nu este luptător. Problema e că la toate luptele la care s-a dus, nu s-a antrenat la niciuna, gen. Și s-a dus și a făcut nimic. S-a dus degeaba, gen. Și nici showman nu prea e, că să mă, nu a făcut un show prea plăcut. Adică nu știu pe cineva care să zică, da frate, m-am uitat la lupta aia pentru Dustinel, că mi-a plăcut mie de Dustinel. Adică, na, dar până la urmă fiecare cu gusturile lui, nu? Poate pe unii, pentru unii chiar li se pare foarte amuzant Dustinel, așa. Mie unul, nu, mi se pare, aiurea mi se pare un puști. Nehotărât așa, adică parcă ar face un pic din toate, dar nu iese nimic, nu știu, dubios. Revenind aici în gala noastră RXF, Yamato provine din familie de luptători. Bombă, se vede, e talent. De ce să-i faci? Respect pentru Yamato, ți-am zis. Deci dacă RXF ar scoate colecție de merch dintre ăsta, mi-aș face... Hai, nu poster, nu mi l-aș pune pe perete. Da o cană cu Yamato să-mi beau cafea dimineața, da, dar fix în momentul în care lipește palma lui Dustinel, aș bea cafea din aia. În fiecare dimineață. Fără excepție. Bă! Bă, stai bă că suntem la turneu și ăsta dă. Ăsta dă, nu se joacă. A, lasă chat că n-are nimic. Campion la MMA și Kempo. Nu știu ce e Kempo. Probabil e ceva chestie de aia combinată, artă de aia marțială. Ce rupe muschetarul, rupe rău. Dar îl facem din vorbe. A murit. Nu mă, nu. Așa mă, așa. M-a luat un pic. Tot un stil de luptă, da. Kempo. Nu știu, o să caut să văd exact ce e. Că sună mișto așa, adică sună tare. Nu, dar am zis, Yamato, top tati. Și ca și arbitru, adică și-a făcut treaba 100%. Și totuși a fost blând. Adică dacă vă uitați până UFC și până alea, vedeți arbitrii dacă n-ascultă luptătorul de ei, cum îi strangulează, efectiv, îi lasă leșinați acolo. El chiar a fost băiat de bun simț. O palmă așa. Trebuia dată și cu dosul palmii. Iar avem de steamă de... Nu iau damage, mă. Mamă, ce atât nebunesc. Pe Maru Gajicaru mai vreau să-l văd în RXF. Bă, n-am văzut lupta cu Maru Gajicaru. Dar era... Era așa, bă, la, nu știu, mă, Maru, n-am cum să-l judec eu pe săracul copil. Că e, nu știu, probabil e mai mare decât mine, dar nu pot să-l caracterizez altfel decât copil. Că e... Era așa, un băiat de la țară, nu știe el prea multe. Poate i-au convenit banii acolo, s-a dus și el, îți dai seama. Cap oricine, căcat. Că dacă ai nevoie de niște bani și vine cineva la tine și zice, da frate, intră în cușca asta și bate-te cu cineva și îți dăm și noi o sumă de bani. Normal că... Dacă te uiți, mori. Zi-mi sincer, a dat măcar un pumn corect? A executat și el măcar un pumn bine? Sau a fost decât așa? Sau a apucat să dea? Dar cu cine s-a bătut de fapt? Că nici asta nu știu. Bă, au început să fie turnelele cam grele. A luat, dar n-a dat. Hai mă, săracu. Mie milă model. Cu ce de parcă? Doamne, săracu Maru. Bă, dar n-aveți ce să ziceți. Deci, din toată asta cu gluma cu el, că vorbea așa, nu-și mișca buzele când vorbea. Bă, dar voi ați văzut că gen... Mă rog, și părul ăla care zici că era gen coteză la de găini. Dar, voi ați văzut cât de on point era freza lui non-stop, adică de fiecare dată ieșea la fel. Zici că omul ăla dormea în picioare ca să nu știi ce părul gen. La modul ăla. Deci chiar era on point, frate. Te uiți când ai timp, că merită. Bă, m-aș uita... Nu uităm pe live ce căcat, că și dacă mi-au copyright ce, că nu e ca și când fac eu bani sau ceva. La atâta să nu-mi uită canalul sau ceva. Uităm, căutăm, Maru Gajicaru RXF.
imediat. Terminăm turneul ăsta și ne uităm. Așa că ne-am pus la pantalon de trening. Am înnebunit. Bă, cred că pierdem turneul, chat. Nu-i voie. Nu-i voie. Așa? Așa, mă? Îi șterg live-ul, parcă, dacă ții copyright. Ce sărăcii? Tot ce să-mi șteargă, ce-i al lor? Păi bag poțiune dacă e ceva, dar sper să nu fie ceva. Ai înțeles? Gen, să nu fie cazul. Degeaba, toti. Ai murit. A băgat el poțiune, te-a ascultat el pe tine. Bagă poțiune dacă e ceva. Dă-i mânie. Dă-i Nica, ca n-aparate. Dă-i Petrică. Mamă, stai că e grav. Trebuie să vedem meciul ăla, mai râdem, chat. Mai râdem, mai alea. Asta a fost. Deci nu s-a pus problema, chat. Nu s-a pus problema, mai avem ăsta și după aia intrăm în pușcă cu bossul ăla mare. Țipăm la el. L-am dat pe jos cu țipătul. Mai țipăm o dată, îl mai dăm o dată pe jos. Deci eu zic că îl facem, nu-mi vorbe pe ăsta. Undeva la 100 de damage tot eu îmi da noi cu țipătul. 30, bun. Asta că nu mai contează. Nu mai contează, chat. Este deja mort. CTP bun și-a dat. CTP bun și-a dat, chat. Ia, the slave driver. Șoferul sclavilor. Sau șoferul sclav. Nu puteam să zic că de executioner, gen. Care, da, aia de... Gen, la asta se referă. Rea. Probabil. Acum ce că urmează perversul contra două fete, cum au legalizat ei treaba asta? Cum au făcut-o ei să fie ok? Treaba asta. Fetele alea sper măcar că sunt și ele luptătoare de meserie. Chat, voi vedeți cât are ăsta HP? A murit. Nu e bine. Nu e bine. Ce-i facem? Țipă-n la el. Chat. Păi nu merge. Nu merge, că am deja aproape toată viața full. Când îmi mai scade viața, trebuie să-i dau, da. Da, e iurea. Să țip la el până moare? N-aș vrea să pierd, că dacă pierd... Îmi moare gladiatorul, gen, pe bune, nu pot să mai continui. Dacă pierd în turneu. Hai mă că-i dăm. Dar de ce dai așa puțin? Nu! Dă-i mă-n el, 200, bine, dă-i mă-n el. N-a mers, mai dă o dată. N-a mers, mai dă o dată. N-a mers, power. Chat, luăm. 100%, 100%. Suntem până la urmă, nu ne cheamă invincibilul degeaba, domne. Dă-i mă-n el. Nu. Dă-i, bine. Nu. Nu-i, nu mai e bine. Papul pe ăsta micu. Așa. Dă-i acum. Mai dă-i. Nu l-ai prins. Las că n-ar nimic. Normal. Nu. E bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Dă-i. Nu e bine. Power. Nu e bine. Chat. Fugi, mă! Bagă viață în tine! Dă-i mă-n el! Bine! Bine, chat! Bine! Bine, rău de tot! Incredibil! A fost incredibil! A fost incredibil! Șansele nu erau... deci, efectiv, nu erau... Cum dracu, că nu pot să zic împotriva noastră? Șansele erau împotriva noastră! Bine, bă, băiat! Foi de capul meu. Îmi iau magică, tată. Că am văzut eu când rup ei cu spellurile alea. Vreau și eu spelluri de alea. A, uite, avem Fireball, toti.
Dă cum 3 fireball-uri de-astea, ce căcat. Crecă, deci avea vitality bine rău de tot. Ia mă, ăsta cum ține. Bam. Are și el. Mai dau și eu. Bam. Mai are? Nu mai are. Mai eu mai am. Bam. Și acum mă duc și mai dau una și asta a fost. Ce-ai, mă, ce ușor e să fii mag de ăsta. E mag de ăsta, dar cum zice. Și la church ce pot să mai iau? Ce asta? Ulei de armură? Ne repară armura? Ia unde asta? Ia unde asta? Mai unde asta? Păi e bine. E bine. Deci la următorul level up tot magica mi-au. Ca să am spell-uri de-astea nesimțite și să-i termin pe fraieri. Unde fugi? Bam. La mine l-a răcit. Nici măcar nu trebuie să mai stau smile după ei. Om, sună telefon. Neața, șerif. Uite, bine, mă, băiat. Mă joc pe calculator, fac live, cum ar veni. Bă, dacă e ceva rapid, nu mă deranjezi. Ia zi, ticule, ce-i? Ce s-a întâmplat? Păi? De ce dă bine? Ia zi. Așa, a? Ok. Bă, bombă, mâncați-și. Bombă, bă, Doamne ajută să fie și ok, știi, să nu pățească, Doamne ferește, cum a pățit a mea. Așa. Nu te mai aud. Ah, ok. Bă, e bine, Doamne ajută. Bombă. Ce am, uite, mă, vezi prin lucrurile formă. Nu trebuie să stai să mai faci test acum. Bă, mai bine că nu te-ai dus, că gen era iura după aia să te ardă cum... Știi? Păi da. Păi da, e bombă. Bombă, ticule, mă bucur că tine. Deci chiar mă bucur să auzi. În sfârșit o veste bună după atâtea proaste. Lasă, ticule, că e bine. Bă, da,
Doamne ajută, frate, să fie totul bine. Și mă anunți și pe mine să-mi zici cum a fost și așa. Doamne ajută, șef. Da, păi bine, om, hai că te las și eu că sunt live aici. Bine, hai, te pup, ceau. Așa, chat, iertați-mă pentru această întrerupere, cum s-ar spune. A, săbi. Am vreo sabie. Doar atât? Pentru alea am nevoie de agilitate, parcă. N-am mai deblocat niciun ciocan nou. D-astea nu mai erau noi. La church? Ceva nou? 75? Ce jocuri mai joci? Bă, nu știu! Știu, dacă vi s-a luat de ăsta, ieșim, jucăm și altceva. Efectiv prea OP. Prea OP, prea OP să fii mage de ăsta, să mor eu. Fulger. Te dăm așa, doar în general. A, ce jocuri mai joc eu? Bă, eu de obicei nu mă joc gen... jocuri competitive sau ceva gen. Nu mă joc CS, nu mă joc LOL așa de des. Nu mă joc așa dacă bagă urful sau așa, mă joc că e șmecherie. Dar... bă, de fel mă joc BMG. Rup pe BMG. Nu știu dacă era aici, dar în partea asta aici e un volan de la Logitech. Și mă joc cu ăla, volan schimbător, pedale căcat. Mă mai joc Assetto Corsa. Ăla mă-mi place. Mă mai joc... ba da, am scris în titlu 5M. Jucăm 5M, dar nu știu să mă joc 5M. Nu știu servere de 5M. Dacă știi, tălică, vreun server șmecher, să mi-l lași aici și să... să mă înveți să intru pe 5M, că intru chiar acum dacă să... dacă e așa să mă ajut și pe mine să... să învăț să intru cum ar veni. Fplayt. Cel mai bun. E de români sau? Da, bun, bă. Bă, hai să-i dăm save-ul ăsta. Cred că s-a salvat, nu? Să zicem. Și hai să vedem 5M, ce și cum să... ce? Update! L-am instalat acum două zile. Deja aș da update. Incredibil. Ah, ok, joacă pe ala și imogem pe el. Înseamnă că e bun, mă. Lasă, Justine, că vedem mâine dacă s-a salvat sau nu. Mai intrăm și mâine, îl băgăm iară pe Petrică. Ce vrea, mă, ăsta? Patching update, ok. Ceva tot face el. Cred că ăsta e installerul și ăsta e ăla bun. A fost votat numărul 1 pe Europa. Pumbă. Și acum trebuie să vedem noi să se și încarce. Eu sper că o să și meargă calculatorul meu pe 5M pe live. Ca așa gen n-am probleme să mă joc orice joc pe el. Dar am probleme să mă joc pe live anumite jocuri. Adică spre exemplu pe nou Hezi, pe Assetto Corsa pe nou Hezi, merge pe exemplar, singur, gen, dacă nu fac live, dar dacă intru live, nu mai merge ca lumea. Ai un test pe care trebuie să-l treci. Îl trecem, frate, eu sunt bun la teste, ce ai? Ia să vedem, eu accept lucrurile pe aici, așa. Account, aveam. Și acum ar trebui să mă vedeți doar pe mine. Bun, perfect, ca să-mi bag și eu
account-ul. Bun. Așa, continue, bun. Acum ar trebui să vedeți ecranul. Oare vedeți ecranul? Da, vedeți ecranul, e bine. Așa. Și ce fac aici? Ce fac, cum fac eu aici? Dau pe play. Ah, da. Bun. F play T. Ăsta. Sau care dintre ele că-s? A, ăsta cu cei mai mulți oameni bănuiesc. Gata. Connect. Ok. Alți 400 de mega. Nu-i problemă. Da, plătim internet, avem internet, viteză și de-astea. Ce caci? Multe lucruri, depinde ce mănânc. Tu ce caci? Asta ce înseamnă acum? Eu cac bine, mă bucur. Apreciez. Spor. În continuare. Dacă trebuie să fii atent, genul advanced roleplay. Da. Nu știu dacă mă voi descurca, domne. Bă, ce-a făcut, mă? A, așa, connecting, bravo. Două secunde chat. Două secunde chat, că ne luăm controller. Dacă e cu roleplay cu d-alea, trebuie să conducem ca în viața reală și de-astea. Controller, chat. Așa să face treaba. Așa. Ce s-a întâmplat? Așa. Bă, vorul meu, stai așa că nu înțeleg. Deci. Aha. Bun. Îi dăm și inimioară și dăm connect. Nu? Nu putem să connect. De ce nu putem să connect? Stai așa, mâncați-și. Că ceva am făcut. Aha. Caret. Follow. Mai încercăm o dată. Connect. Nu merge. Stai. Nu, cancel. Stai, bă, ce-am făcut? Intrăm pe ăsta. Deci pe ăsta nu merge. Poate trebuie să intru pe display-ul, pe display, pe Discord-ul lor. Pe display, mă. Intrăm pe Discord-ul lor. Accept invite. Open Discord. Update-uri pe Discord, că nu l-am mai deschis de 48 de ani jumate. Shop, Discord, pardon. Așa, și ce s-a întâmplat? Așa. Cât mai plăcută, bun, apasă pe pentru a primi rolul de membru 5M ca să... Să vă zice așa, nu știu ce, căcat. Rolul de membru, asta, frate.
Așa, ajutor. Ce vrei, mă? Pentru a deschide un tichet, nu vreau avere niciun tichet de masă. Vedeți, chat? Știam eu ce știam. Știam eu că ei vor, eu de, ei sunt interese mari la mijloc, chat, deci ei voiau ca eu să să pe Discord. Ați înțeles? Deci, vă zic eu. Au puteri uriașe. Din cot pe zona ta, clar te filează. F-Play-P dintre toate excelează. Hara, Carlito, auzi numele tresari. Cei mai mari maestri din umbră păpușari. Scriu linii de parcă aș fi Tony sau Fuji. Când mă vezi prin Caio, știi nu poți fugi. De ești prin grup, clar, nici să îți iei one shot. Cu sindicatul nu-i de joacă, te-au linșat. Vrei atașamente, tre să sar cu bani, vrei legale sau țigări, nu-ți mai face planul, vrei liniște și nu vrei din cotul. Nu-mi place cum mă dă vrei să te mint, dar gen fun fact, am făcut și la un moment dat o chestie pentru un server de 5M care nu știu dacă mai există, că gen l-am căutat recent și sau poate nu știam eu cum se numea, dar se numea Phoenix pe vremea aia și vere are daia de la Poșta Română, am nebunit. Am primit după aia feedback de la băieții care mi-au cerut piesa, mi-au trimis banii, ne-au trimis piesa, mi-au zis că le place, au pus-o pe server și după aia au primit feedback de la oameni că... Ce? Poți să iau un static la jaf de bancă sau bijuterie? Da, frate. Ce? Când se face roleplay pe server? Mereu, frate. În care dintre situațiile de mai jos... Mamă, mă simt, zici că dau sala. În care dintre situațiile de mai jos regăsiți încălcată regula ce ține de power gaming? În care răpești de pe autostradă? În momentul în care intru în mină cu lanterna? În momentul în care vorbesc pe stație și sunt cu parașuta? În momentul în care sun pe cineva, dar eu am cătușe la mâini. Aici, frate. Pot fi sancționat dacă dau schem în situația idem ilegal pe bani? Da, frate, schem. Ce este metagaming-ul? Bă, da, pe bune. Pe bune, Aline, zici și tu în cațeși. Că n-am răbdare. Deci, ce este metagaming-ul? Arată oferirea unei informații secrete doar în metagaming-ul, reprezintă divulgarea unui nume. Metagaming-ul reprezintă oferirea unui nume. Metagaming-ul înseamnă că folosesc informații în... Ce căcat înseamnă astea, mă, cațeși, pula ta? Ăsta. Ăsta? Nu, stai. Care este viteza maximă admisă pe un drum off-road cu un vehicul off-road? Cât ține, tată? Prea cu știe. Nu știu ăsta. Nu. Ce? Ce faci în situația în care un player vine random la mine și începe să mă înjure, scuipe sau să mă bată? Îl împușc, îl înjur, după fac tichet. Ăsta e. Care este viteza maximă admisă pe un drum extrem off-road cu un vehicul extrem off-road? Fere, aveți limită de viteză, sunteți nesimțiți. Care este maximul de persoane pe care le poți răpi singur în momentul în care conduc o mașină? Păi nu știu, poți să răpesc cam câți oameni intră într-o mașină, nu? 3? 4 oameni, 3, mașină, portbagaj? Cum ar veni? Nu știu, mă, mâncați, le dau și eu random să trăiască ce iubiți voi. Dar nu v-ați spus voi să-mi faceți mie chestionar, dar eu am ADHD, una am răbdare de niciun ilii. Mi-ai pus să fac... Dracu și 25 de întrebări să-ți trăiască ție ce iubești.
Finalizează. Nu mă lasă, mă, să finalizez. Doamne. Incredibil, bă, băi, băi, unde căutăm noi acum? Păi, dar nu vreau să intru pe house, dacă aici, că aici joacă Imogen, am șansa să mă întâlnesc cu Imogen. Să mă duc la el, să zic. Imogen. Și atât. F. Play. T. Cum se numește, mă, asta? Chestionar. Căcat. Așa, mă, ia, ce care? Ce trebuie să faci? Nu e, frate, sta alte întrebări, nu e bine. Ăsta ce dracu a scris, mă, mâncați, ești gura ta autobiografie. Aba, dar nu le găsesc, mă, eu pe TikTok. Ar trebui să fie acum, pe TikTok, nu? F, play, T, răspunsuri. Asta e. Nu e un... Mă fut în ele. Nu poți, poți, mă. Ai găsit tu? Zim. Deci, poți să iau sau nu o static la jaf de bancă sau de bijuterie? Costel Biju. Nu cred, săbi și sandale. Alexa, ești în trecut, tălică. Că s-a jucat săbi și sandale până acum, mai devreme. Deci n-am voie să iau postatic. Ok. După aia, când să face roleplay pe server, având vedere că este advance, ăsta e continuu, ăsta clar e bun. Știi că nu merge webul? Nu mai merge webul. Iar a picat. De cât timp a picat? Că gen, lăsasem și eu vorbă să fiu anunțat, domnul Justin. Cred că a picat acum, nu? Recent. Futem așa în soarta lui de telefon, că dau cu el de toți pereții. Bă, dar oare ce s-ar întâmpla dacă, spre exemplu, m-aș duce eu aici? Ah, stai. Că trebuie să... Așa, deci v-am dat pe nu signal și pe de-astea așa. Eu mă duc aici pe camo, ăsta să face așa. Și ce se întâmplă dacă fac eu schema asta așa? Oare nu se mai supraîncălzește pentru că e... nu mai e în husă? Oare? Pentru că dacă... Doamne ajută, ar funcționa așa. Ar fi perfect. A, uite, mă, mâncați. Că se poate. Un pic mai sus. Așa toti. Altceva. Ce e cu saudul? Așa toti. Altceva. Altceva. Bună ziua. Ne vedem din nou. Așa. Bun. Deci, în care dintre situațiile de mai jos regăsiți încălcată regula ce ține de power gaming? Eu nu știu care e regula ce ține de power gaming, ca ți-a zis gura ta, și nu mi se pare normal să trăiască să stau să fac research înainte să intru să mă joc. Mă, siua. Bună siua, doamna Alexa. Așa. Răpești de pe autostradă?
intru în mină cu lanterna? Vorbesc pe stație când sunt cu parașuta sau în momentul în care sun pe cineva, dar am cătușe la mâini? D-ul este. Ok. Bun. Pot fi sancționat dacă dau schem în situația item ilegal pe bani? A, ok. Deci, ce a fost aia? A fost ceva. Pot sau nu? Între timp, o să schimb ăsta în ăsta și îmi iau... Schemul e schem. Ok. Schem e schem, frate. O să-mi pun căștile astea de call center. Mâncați-i și gura ta. Așa. Bun. Ce este metagaming-ul? ICOC interzis? Doamne, mâncați și gura ta, ca să poți să intri, bă, să te joci și tu ca omul, să intri, să faci și tu o caterincă sa astea. Ce este? Meta gamingul. Ok. Păi da, asta selectasem. Care este viteza maximă admisă pe un drum off-road? Adevărat, mâncațeș. Așa. Out of character, no player, kill, nu știu ce scrie pe aici, no fear, cop, nu știu ce, drop and kill, rab and kill, jigniri, ban, scam, trolling, reclamă, bug abuse, hack, tranzacții OOC, care nu știu ce înseamnă, cancer, ce cancer, mă? A, persoanele care sunt cancer, ok. Bombardier, joburi ilegale, o statică răpiri. Dar eu chiar trebuie să stau să citesc oare tot asta. Deci, stai, off-road. Este strict interes să mergeți cu mașina cu gardă joasă pe drumul forestier sau drumuri care nu sunt asfaltate. Ok, este așa? Viteză de 40-60. Care e un 40-60? Ăsta așa. Ăsta e un gata. L-am nimerit, B-ul era. Așa. Ce fac în situația în care un player vine rândă la mine și începe să mă înjure, scuipe sau să mă bată? Așa, păstrez calmul și de-astea. Bun. Care este viteza maximă admisă pe un drum extrem off-road? Uite-l aici. Unde e scris? Extrem off-road. Off-road extrem. Deci avem 40-60. Așa. Care este maximul de persoane pe care le pot răpi singur la momentul în care conduc o mașină? Stai că aveam mai sus răpiri. E așa, este interzis să răpești o persoană și să ceri răscumpărare de la poliție. Un static căcat. Nu știu, vere, pot să răpesc o singură persoană, nu am cum să răpesc de unul singură persoană atâta din cât conduc, mi se pare corect. Când îmi este permis să atac un transport de deținuți? Păi dacă nu-i dau și eu sărci. Cum dai sărci? Păi da, ne supără mâncați. Dai. F, play, T, rules. Așa, îi dăm către F, transport de deținuți. Deținuți. Așa.
Unde? Pentru a interveni la un transport de deținut, trebuie să țineți cont de următoarele criterii. Doar membrii organizației au dreptul să intervină. Bun. Țineți pe avis așa. Poți să atac? Nu. Poți să atac un astfel de deținut dacă se află în el minim 5 membri, așa. Ah, ok. Bun. Perfect. Polivramorfă ilegală cu o mașină de la un job legal. Marfă ilegal. Așa, legal, ilegal, mă rog. Da, nu știu. N-am voie să mă folosesc de mașina de job. Ce înțelegeți prin regula COPFIR? Hai să vedem. F play aici, de nou, către F să căutăm. Ce ala? COP. Am scris DIR. COP. Hai să vedem. COP. COPFIR sau prescutarea CF este o ramură din regula NoFIR și face referință la persoanele care nu au frică de polițiști. În realitate, mai bine de 99% din voi nu cred că aveți tupeul să comentați la polițiști din orice prostie. Bun. Așa, nu există această regulă, înțeleg că nu mi-este permis să mă bag cu poliția, nu mi-este permis să nu iau la mișto polițiștii. Așa, ce reprezintă termenul bombardier? Eu. Atunci când un comportament neadecvat și mă cert în jurul lumea pe stradă fără a avea un motiv întemeiat de a face aceste acțiuni. Sună? Care sunt criteriile obligatorii de îndeplinit, așa, de îndeplinit în momentul în care fac un job legal? În momentul în care practic un job legal, trebuie să mă asigur că nu trebuie să pătrund în zone ilegale. În momentul în care practic un job legal, trebuie să iau în vedere doar dacă am orele necesare pe caracter pentru a practica. În momentul în care fac un job legal, trebuie să am uniformă, mașină de job și să nu comit ilegalități. Asta mi se pare cel mai ok. Când este permis să faci o acțiune teroristă, poți face astfel de acțiune doar în afara orașului Los Santos după ora 20. Astfel de acțiuni sunt interzise în totalitate pe server. Este permis să fac o astfel de acțiune doar după ce discut detaliile acțiunii, așa, este permis să fac o astfel de acțiune doar dacă doresc să mă răzbun. Hai să căutăm pe Google. Terorist. Ce acțiune trebuie? Este interzis să faci pe... Ok, bun. Este... Deci sunt interzise total. Ce? Ah, ok, bun. Deci, ce? Ai voie să jefuiești polițiștii off-duty? Nu. Ce reprezintă termenul NoFIR? Deodată, atunci când conduci cu viteză în asta, în momentul în care eu sau altă persoană nu rolează frică, NoFIR reprezintă... No... Fear. Ia să vedem. No fear. Prescurtarea așa, NF. Acest termen reprezintă acțiunile unui jucător care alege să nu roleze frica atunci când este necesar. Ok. Ce înțelegi prin termenul deathmatch? Prin deathmatch înțelegem că pot ucide un player, dar dacă motivele bine întemeiate, așa. Prin deathmatch înțelegem când este permis să ucidă toți prea, prin așa, atacarea, uciderea cuiva fără, așa, prin deathmatch înțelege că avem voie să omorâm mafioții, că nu ăsta practic, dar așa, ce reprezintă termenul de chicken run? Căcat cu aia. Chicken run este atunci când un jucător fuge dintr-o parte în alta astfel încât să evite gloanțe, ceea ce este non-roleplay și interzis.
Ce reprezintă înotarea în zigzag? Nu. Acest termen reprezintă apăsatea? Nu. Acest termen reprezintă imitarea unei găini în roleplay? Acest termen reprezintă alergarea în zigzag în timp ce se trage asupra ta. Asta e. Ce faci atunci când ești implicat într-un accident auto? Mă dau jos și încep să-l bat. Îi spun că am avut lag. Rolez accidentul cât mai bine posibil. Când este permis să faceți roleplay scârbos? Adică, pot face roleplay scârbos doar cu aprobarea fondatorului. Pot face roleplay scârbos doar atunci când toți participanții și-au dat acordul out of character în legătură cu participarea la acesta. Pot face acest gen de roleplay atunci când viața persoanei respective este pusă în pericol. Pot face roleplay scârbos doar după ora 20. Ce la roleplay scârbos? Scârbos. Roleplay dezgustător / scârbos. Abuzul sexual, violul, canibalismul, necrofilia, pedofilia și alte tipuri de roleplay dezgustător sunt permise pe server doar cu acordul OOC al membrilor părți implicate. Ok, deci ăsta cu OOC, există canibalism pe server, absolut genial. Ce reprezintă termenul de rob and kill? Acest termen reprezintă încercarea de a jefui persoana. Nu, acest termen reprezintă furtul? Nu. Acest termen reprezintă jefuirea unei persoane de bunurile sale apoi. Bun, perfect, pe ăsta l-am nimerit. Ce pot cere în schimbul unui ostatic? Hai să întrebăm. Ostatic. Este interzis să... Atenție, în cazul în care e așa... Nu. Este interzis, nu știu ce. E în cazul în care... Păi și ce pot, frate, să cer? Ceul la ostatic, ok. La ce interval de timp am dreptul de a jefui aceeași persoană pe insula Caio? E alt stat, insula Caio. Deci n-ai voie să jefuiești mâncația și gura ta într-un interval orar pe insula Caio. Pe insula Caio poți să-l jefuiești de fiecare dată. De câte ori o prind, da. Finalizează toti. Am picat testul. Futu-ți morții, mă. Doamne, mă omor, mâncați-și gurat. Adică trebuie să intru iar acum să dau play, să băga mea și pula, să iau tot testul ăla de la capăt. Ai, am citit, dar gen scria că nu se aplică chestia asta odată ce ai jefuit pe cineva, pe Caio, poți să mai jefuiești și a doua oară. Nici nu zice unde ai picat. Doamne, ferește, mâncați-și gurat. Doamne. Ne puneți mai la capul turbez. Facem research acum, aflăm regulile de pe insula Caio. Nu mai aveți voie să jefuiți așa. Atenție, această regulă nu se aplică pe insula Caio. Păi, aia zic și eu, nu? Incredibil. Ce am făcut? Dar acum de ce nu se mai conectează? Cancel, connect. Waiting for game to shut down. Care game? Mâncați. Opa! Era să-mi cadă ăstea pe aici. Care game? Connect! Incredibil, băi, tată. Băi, tată, băi.
Ce game tu shutdown, mâncați-și gura ta, că nebunesc, mai capul, fac urât. Exit, mâncați-și. Exit, ce game tu shutdown, că nebunesc, mai capul. Ești pe serverul lui Hyman? Nu sunt pe niciun server, frate, că nu te chestionară de început. Dacă ai mai avut așa ceva, vrei să intri și tu pe server să te joci și îți dă chestionar, mâncați-și. Dă-i play. Așa. Găsește-l. Bun. Connect. Ok. Authorize. Eu l-am luat în a doua încercare și ăsta ce e, vărule? Vărul meu, flex? You flexing on my ass? Sau cum vine treaba asta? Ăla, nebunesc. Nebunesc. Nu că ne supără rău de tot. Nu, nu ai allow list. Adică ce-i ăla? Ce-i ăla allow list? Ce-i ăla? Bă, coaie, dar n-am fost mă conectat mai devreme. User ID, căcat, dau și eu copy-paste. Căcat, mă duc la ei pe server. Reclamație. Nu reclamație, frate. Ajutor, mă. Nu reclamație, frate. Problemă, frate. Unde, frate? Așa. Ce pula mea. Aici. Gata, ia să vedem. Deci, te rugăm să respecti modelul de mai jos pentru așa să poată rea așa. ID, data la care s-a întâmplat, ora la care, problema nelămurirea, dovezi opțional. Alte precizări. Eroare. Era, ce-am scris, mă? Delete. Eroare, nu mă pot conecta. Ajutor. Ce dracu, bă, de ce dracu le-au făcut așa complicate, mâncați aici gura ta, uite-te și tu, dracu. Mi se pare mai complicat decât să te duci să-ți faci niște acte. Sau mă rog, băieții mei, dacă nu mi se pare mai tare, mai... Ce, mă? Ce? Can still connect to the server, but the server owner needs to update it. There is nothing wrong with your game. Don't you worry. Don't I worry, cum ar veni. Ta, gen, până acum, cum dracu m-am conectat mai devreme? Am mai picat și căcatul ăla de test. Trebuie să aștept, trebuie să aștepți 1 secundă. Intră pe serverul lui Hyman. Zim și mie cum se numește. Zim și mie cum se numește controlul Hyman că intru. Grație și gura ta, înnebunesc. Înnebunesc. Mi-a dat, mă, ceva la... Ce mi-a dat, mă? Mi-a trimis cineva ceva, stai. Ai văzut, Vere, că au pus bulangii ăștia de la Fiplay, te plată pe conect. Ți-am zis, mare, că sunt lichele după bani, ți-am zis. Păi da, frate, așa este, las că ajungem noi din urmă, nu este nicio problemă. Oh, prr. Hai noroc, băi și fete, și bun găsit. După cum bine știți, s-a implementat pe server allow listul. Adică? Mulți vă întrebați că ce e ăla, C
că de ce s-a adăugat, că de ce nu vă mai lăsăm să jucați liberi, că de ce devine full pay to play. Dragii mei, ați luat o razna? Stați ușor, nu vă îmbalați. Serverul nu obligă pe nimeni să plătească pentru a se juca. Play 2-ul are o capacitate foarte mare de player, după cum bine știți. Dar din păcate platforma 5M nu este capabilă pentru așa nivel de player. Credeți-mă, și noi ne dorim ca pe serverul nostru să fie și 2000 de player conectați simultan. Dar din păcate 5M-ul nu ne lasă. Deja de la aproximativ 900 de player conectați încep să apară probleme. De aceea, în momentele în care serverul nu este aglomerat, toată lumea poate intra, toată lumea poate sta cât dorește. În momentul în care capacitatea serverului crește mai mult, pe la un aproximativ 900-1000 de playeri, se pune allow list-ul. Allow list-ul fiind o restricție asupra connectului ce permite conectarea staff-ului și a jucătorilor cu pachetul VIP Emerald. Prin aceste metode, serverul cât și toți playerii conectați au de câștigat. În momentul în care sunt mai puțini playeri, dispare desync-ul, dispare lag-ul, trollerii vor dispărea, voice chat-ul va merge mult mai bine. În momentul în care serverul se stabilizează și fluxul de playeri scade, vom da drumul iarăși la connect. În cazul în care apar probleme sau urmează un rest. Ok, și nu putea dracu să numească să zică server full? Nu se putea face treaba asta oare? Bun, am înțeles din acest clip pe care l-a făcut Sămăr, eu zici că suntem pe clasa a treia. Așa. Reverse roleplay, a? Cum era cu reverse? Aha, hai să căutăm. Ce dracu am apăsat, mă? Forum. Nu forum cu aia. Bă. Reverse roleplay, da? Reverse roleplay, da? Asta. Cu câți oameni? 200. Conect, frate. Și site-ul îmi zice că sunt 100 de oameni conectați și de fapt sunt 200 și ceva. E bun site. E bun. Îmi place. Să cere variabila de la server chat. Incredibil, bă, băiatule, de ce ăsta ce are de nu merge? Adevărat? Mă aflu în lista de așteptare. Ce tare. Ce tare lista, lista? Lista de așteptare. A, uite mă că a început, gata, bă, altceva. Altceva. Păi și dacă eu, spre exemplu, vreau să fac roleplay că... Nu știu, un roleplay de ăsta, că sunt ceva... Om de ăsta rău care bate femei bătrâne și de-astea. Și nu cedează locul un autobuz la babe și joacă table cu... cu oamenii în fața scării. Oare pot să fac treaba asta? Mamă, tași.
Patroane, ce mi-ai trimis telecă aici? E ce trebuie să bag eu acum? Da. Și ăsta are test, gen? Păi nu, că eu mi-am dat testul și l-am luat. Păi și ăsta are test? Păi da, normal. Normal? Toate au? Doamne ferește. Bine frate, mersi de cont ca să nu mai stau să mai fac chestionare pe live. Chislove, pa. Așa. Ne punem să mă vedeți pe mine deocamdată ca să-i scriem și lui aici. Să nu se vadă, domne. Parola este greșită. A. Nu ai niciun caracter creat. Lasă că n-are nimic, crea un caracter, nu? Creează caracter. Informații, nume și prenume. Vasile. Nu. Către numele întâi. Numele. Chat, ziceți voi nume. Eu mă gândesc la cămătarul Ion. Voi ce spuneți? Și să aibă undeva la 35 de ani. Nu, 34. 34 e perfect. Origine? Vaslui. Nu știu dacă la asta se referă. E bărbat. Genetică? Aspect. E așa mai supărat. Da, domnul Dumitru. Nu-l salva, trebuie să fie de origine americană, trebuie să aibă nume american și să nu fie vedetă. Pentru că acțiunea se desfășoară în Los Angeles. Deci origine America. Spune-și tu California direct, pula mea. Bine, frate. Nu, da, tata, după aia te vede vreun mod, ce faci de direct pan. California, vârstă 34 de ani, nume și prenume. John. The, nu, John. John the Trapman, zi așa. John Trapman. Gata, frate. Aspectul nu contează, trăsăturile. Ce? Mă uit la tine pe live, ce te joci. Bine, frate. Hai că am editat un clip deja în 45 de minute. Hai, Chislove. Da. Culoarea părului, păr. Nu vrem, frate, păr. E perfect. Îmbrăcăminte, trebuie să fie ceva. Asta, perfect, că nu-i să vă mâinile. Undershirt. E perfect. Sau nu? Asta este, într-adevăr, superb. Torso, orice ar fi el. A, uite-mă că le-am făcut la loc. Așa. Pantaloni. De ce nu se schimbă? Răușeați buni. Încălțăminte. Șlapi. Nu. Fără încălțăminte. Îmbrăcăminte necorespunzătoare aduce sancțiuni, mâncați și... Gata, frate, creează caracter. Să mor dacă știu cum l-am făcut. Ne jucăm tenis. From Mr.
Ok. Și cum se vorbește pe joc? Gen, care sunt controlele? A, mi le zice aici. I, Ghiozdan, Y. Ce face Y? F6, nu știu ce. N. A, după N vorbim. Ok. Și acum ce, mă? Ce se întâmplă aici? Ce se face? Asta e om adevărat! Păi și pe serverul ăsta să... A, închiriază vehicul, auzi, mă? MTB... Așa, am intrat într-un vehicul și acum ce? Și acum ce? Alimentează radio. Căcat, cum pun contactul, mâncați, ai să plec și eu de aici. Bă, dar ce are, mă, mâncați ești gura ta? Cum să pornește, mă, ăsta? Adevărat. Vărule, stai! Vărule, stai! Nu mă auzi, mă. I. Păi am înțeles treaba asta, da? Bă, da, gen, chat-ul meu se mai updatează sau e pur și simplu n-a mai scris nimeni? A, n-a mai scris nimeni, cred. Mă rog. Cum dracu fac, mă? O, u, p. P. Pula mea. Ok, nu p. Cum căcat scot, mă, ăsta? O? Ok. Z. Shift. Ctrl. Alt. Tab. Caps. Ce fac toate? Thank you.
E ok, frate, stai liniștit, aparent când am apăsat eu pe toate butoanele, să rămână că mi-ai zis. Nu știu. Vărule, tu m-auzi, mă? Vărule, tu m-auzi, mă? Că văd că nici tu nu știi să pleci după loc. Cum pornești, mă, cațești gura ta? Ui, am înnebunit! Am înnebunit! Cum pornești motorul pe serverul reverse roleplay? Vezi că-i push to talk. Am apăsat. Cum pornești mașina? Nu știu. Cum ai făcut mâncațeși? Cum? Vărule, cum a pornit ăla după loc? Păi eu știu că e push to talk, am apăsat, dar nu știu dacă m-aud. Stai. N-a vrut să zică și ție, nu mi-a zis, mă. M. Inventar, organizație, afaceri, nu știu ce, raport, ajutor. Setări. Deci, în primul rând, setări. Ne interesează. Așa. Aparență, spawn, prieteni, facilități. Închide, ok. Cum fac, vărul meu, așa ceva? Cum pornesc, mă? Bă, mă supără. Mă supără maxim. Ajutor. Sisteme de bază despre vehicule. Ce este? Așa, nu mă interesează ce este. Nu prea mă interesează treaba asta. Vreau despre vehicule. Dă-mi să văd. Da, bă. Setări. Am înțeles că volum, că astea, că logarea automată bine, că nu știu ce, chat nu mă interesează. Aparență nu mă interesează. Spawn nu mă interesează. Prieteni nu am. Facilități. Stații radio, nu mă interesează. Cum pornești, mă, mâncați? Ăsta ce? Ia, cum faci? Așa. Cum pornesc motorul? Nici el nu știe. Păi și dacă n-am permis, de ce mă lasă să închiriez, băi, frate? Că-i dau la un pumn acum, dau un pumn la o doamnă. Bă, m-auziți?
M-auziți, mă? M-aude cineva? Adevărat că nici cu bicicleta nu poți să pleci, trebuie să pornești motorul la bicicletă. Bă, așa... Cum ai făcut? Vorule, zici și mie cum ai făcut. Pe J? Bă, gamiași... Mersi mult, șerif. Sper că m-a auzit acum. Mamă, ce viteză am. Aia zic și eu. Asta ce-i? Jobs poștaș. Aici vreau, frate, vreau să mă fac poștaș. Asta am lucrat în viața reală, aia vreau să fac și în joc. Cu J, frate. Așa mai fac eu și în viața reală. E foarte râpă ce se petrece aici. Să mă fut în el de jur. Dar voi nu vedeți asta, pentru că mie, mi se cere acordul dacă vreau să afișez asemenea mesaj, domne. Ah, până la urmă s-a afișat. Va schimbi. Am prins 90 la oră cu scuterul. Te salut de la desen, te pup. A rupt. Uite, e 114, 116. Dar fiind la roleplay și de-astea, ar trebui să țin limitat de viteză, ar trebui să stau la semafor. Asta de curiozitate o întreb și eu. Bună ziua de la Amazon. Aia zic. Bă, dar nu se simte ca și când aș avea 100 la oră, adică zici ca în 50. Căcat, scuterul ăsta nici n-ar trebui să prindă atâta. Neața, patroane. Dar nu vorbește mă nimeni cu mine. Acum am angajat, frate. Un poștaș este o persoană cu mare responsabilitate, așa. M-am comis, frate, vreau. Ai nevoie de permis de conducere pentru a te putea angaja. Și de unde fac, bă, rost de așa ceva, bă, băiatule, bă? Job, nu știu ce. Școală de șoferi trebuie să fac, sau ce? Școală de șoferi. Aici. Hai să mergem la școala de șoferi, băga mea și... Incredibil, bă, băiatule, vezi că ai radio non-copyright, lasă-l să fie. Ah.
Îmi place că n-am carnet ca să pot să fiu dubițar, dar am carnet ca să merg cu căcatul ăsta de scooter cu 100 la oră. Deci scopul meu în acest server este să devin cel mai mare mafiot al serverului. Păi n-ai, dacă te prinde garda, jale. Da? Lasă, frate, stai liniștit că nu sunt conectații gaburii. Acu' e schimbul de tură. Nu lucrează ei acum. Și n-au de ce să mă ia, adică cineva. La 111 pe oraș. Ce, merg chiar încet. Aude-l pe ăla ce-i dă. Ia uite harta cum nu se încarcă. Pardon. Așa server bun. Ia uite-o. Da, îmi place serverul, e bun. Pare că am gol serverul, ci că ar fi 200 de oameni conectați pe el, dar nu-mi vine să cred. Mamă, dar să mor eu, zici că mă joc Samp, așa mă simt. Salut, patron. Cine ești tu, DMV? E! Să mor eu. Și cum mă înscriu, mă, Mâncațeș, la școala de șoferi? Că terminatul ăsta nu vrea să mai am calcul. Cât să mă pe server, Mâncațeș, de merge așa de prost? Patroane, ce zici, mă? M-auzi, mă? Bă, m-auzi? Bă, bă, mă auzi? Bă, 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 nu mă aude, mă. Nu-ți merge voice-ul, văd. Mă. Put în el. La revedere, serverul lui Hyman este foarte prost făcut și merge foarte prost și e... Nota a 2, dă în 10. Deci, Ami pare răuț, Hyman, dă căcat serverul. Dă căcat, mai bine mă duc și mai încerc la ăilalți. Play. La favorite, la ăștia sunt 961 de oameni încă. Connect. A mers, mai facem o dată chestionarul, fiți atenți. N-a mers. Bine. Haos România. Haos România, 200 de inși. Okay.
Citește regulamentul de pe Discord prima dată. Ok. Și bă, eu n-aș fi zis că e așa de complicat să te joci GTA, vrei să te minți? Trebuie să intru pe Discord să citesc regulament. Ador editurile astea. House România s-a conectat. Mi-a luat și profilul de Discord. Cumva. Da, așa. Nici nu mai am Discord. Aici să mor eu. Ba da. Așa, și unde e? Căcat, nu știu la ce mă uim în cație și pula ta, Doamne. House România, Românica. Mm-hmm. Ok, stai. House România, Discord. House România, House 5M. Căcat, și cum fac Discord? Join House România și îmi dă aici până să încarcă, intrăm pe Discord, așa, da, bine, de regulament. Regulament. Regulament server. Deci, ăsta e regulamentul. Regulament general. Roleplay, vedere. Dracu are 20 de pagini, ați nebunit. Doamne, ce mă bucur că s-a terminat. Bine ai venit, House România Roleplay. Pentru a deschide panoul cu... Panoul cu ce, mă? Nu mă interesează vere. Față, lățime maxilar lat, tati. Lungime la lung, tati. Înălțime bărbie înaltă, tati. Toate la blană, tati. Grosime gât, toti, maxim, lățime, nas, toti, toate maxime, toti. Îmi place că nu se schimbă aproape deloc. Apa, da, ia uite-l cum arată așa ca Neandertalul, e perfect. Skin nu mă interesează, păr nu mă interesează, machiaj n-are, ăsta e, creează caracter. Numele este prea mic, unde-i numele?
Ok, numele. Ah, ok, prenume. Billy Boaca. Și numele. Eusebiu. Vârsta are cel puțin 27 de ani. Culoarea pielii e perfect așa. What the fuck? E bun la jumate. Bun. Gata. Așa, creează caracter. Gata, tati. Billy Boaca. Vreau să închiriez un vehicul. Foggio. Mamă, ce au făcut o harta asta așa urâtă? Așa, ce trebuie să facem noi? Trebuie să mergem la școala de șofer, nu? Că n-avem carnet, bănuiesc. Ar trebui să fie aici undeva, nu? Sau? Permis port armă? Nu. Pompă, primărie, nu știu ce, rafinărie, târg, auto, tenis, turfs, vânzare, weapon, nu știu. Bă. Și joburi? Casino, caio mecanic, dealership, frizerie, garaj, 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 garaj. Multe garaje. Ok. House gas station, house insurance, impound, LS mecanic. Magazin de arme, magazin electrocasnice, magazin licențe, magazin omeală, magazin ustensile, non-stop. Paleto mecanics, pe ce petrolizor au tati să fiu. Asta vreau eu să fiu, tati, petrolist. Dacă scuterul ăsta nu prinde 100, ca și celălalt, e degeaba. 70, cam sărăcie. O, mile mâncați și pula ta. Aline, zi-mă și mie ce dracu trebuie să vă apă serverul ăsta, că eu nu știu. Nu mai merge camera. Bom, iar a picat. Da, trebuie să așteptăm un pic până își revine, din păcate. Pardon? De ce mi-a pus așa frână? Baline, zi, tată! Ce să face pe jocul ăsta? Cum e, bă, unde se apasă ca să vorbești? Unde e lumea? Nu văd pe nimeni. Hei, cine e cu mine? Noi, aud voi, dar nu văd pe nimeni. Și dacă sar eu aici, ce se întâmplă?
Cred că este un server de rage. Ăsta? Adică nu e ăla de roleplay, cu locuri de muncă și chestii. Arrivederci atunci. Trebuie să jucăm ceva. Ceva bun. Ceva corect. A, ba da, fac și roleplay. Da. Poate că trebuia să citesc înainte să ies. Dar oricum, frate, au oameni falci aici. Dau încă că nu erau 200 de oameni pe serverul ăla niciodată. Tot ăsta trebuie mult. Dar 970 de oameni conectați și nu se mai deconectează niciunul. Bă, e urât, mă. E urât ceea ce fac ei. Vrei să te mint? Este urât. Și sunt și eu lăsat să mă conectez și eu. Connecting to server, auzi? Citește. Da. Bună. Bună glumă, da. Să citesc eu regulamentul de la ei. Mâncați și gura, da, 48 de pagini de regulament. Să stau să citesc la ele. Bună idee, da. Mai să vezi așa ceva. Mâncați și gura ta. Ce căci? Și acum ce? Mi s-a făcut drept și fond. Deci serverele de România avem așa goale, direct. Bombă. Ce avem? Underground România. Bă, da, stai mă așa un pic. Că poate, cum ar fi mâncația și gura ta să văd că mai există serverul ăla de 5M? Le-am făcut eu melodia și să vezi că încă au melodia mea acolo. Stai. 5M Phoenix. Phoenix ceva. Phoenix AK. Nu, se ceva anticit. Phoenix România. Ăsta era logo-ul. Tac tare tare cu un glob 20 de gloanțe reload. Le dau smoke, vănești prost să mor de... Na, nu e bine. Acum un an au pus altă melodie. Oare este și a mea undeva? Nu mai știu cum era. Aici să ceartă lumea. Nu? Asta oare? Incredibil chat. Incredibil. Incredibil. Am găsit. Efectiv. Incredibil. O să-i dau like ca să l-am și pe telefon și să trimit unui tovarăș, că și așa nu mai știam eu cum să numea chestia asta. Dacă vreți să dăm listen chat la piesa mea făcută acum 3 ani de zile pentru un server de 5M. Doriți? Eu nu mai știu cum e. Mi-aduc aminte ca și când ar fi fost decentă, că altfel nu o trimiteam, dar cine știe, multe s-au schimbat atunci. Așa. De timp. Să-i dau? Hai că-i dau. Phoenix România, bine v-am găsit, dar rău ați nimerit. Phoenix, Phoenix România, de gardă e împânzit. Că te prinde gaborul dacă ai vândut un plic. Te-ai aruncat în celulă și stai cu fața la zid. Avem și dealer de arme și organe și droguri. Ai grijă cu cine stai la blocuri, că vin băieții cu glocuri.
Mereu se lasă cu focuri. Mafia dictează, face fapte, garda patrulează. Printre blocuri nu e soare, nicio rasă. Cu băieții facem fapte, frate, stai de pasă. Sau hai că stau eu, ia tu cuiu și rulează. Ai grijă pe unde mergi, prin zona rofamată. Dacă vezi pete de sânge pe pereți, asta e artă. Când e vorba de pământ, mereu iese cu ceartă. Vine și siazul că ne luăm să ne despartă. Marfă bună, insula, acolo-i sediu. Fabrică de droguri, bag, că e remediu. Mai sparge încât... Mi-a luat cringe să mă bată mama de nu mi-a luat cringe. De nu stau într-un colț acum și nu mai zic nimic. De nu vine să plâng așa cringe mi-a luat. Top bancă o, loc cu asediu. După avem bani grămadă, ne luăm un concediu. Războaie între clanuri, desfășurare planuri. Iar bă crescut în lanuri și bani pierduți la zaruri. Doar felin are faruri și focuri trase în baruri. Arme ilegale, daruri, vezi bă că ai două staruri. Războaie între clanuri, desfășurare planuri. Iar bă crescut în lanuri și bani pierduți la zaruri. Doar felin are faruri și focuri trase în baruri. Arme ilegale, daruri, vezi bă că ai două staruri. Incredibil. Deci, înnebunesc, turbez. Mi-a luat un pic de cringe, dar în același timp e mai bună decât varianta pe care o au acum. Mă rog, pe care o aveau înainte. Să punem noi ecranul ăsta un pic. Așa. Ca să fac eu ăsta la alt. Doamne, incredibil. Oh, mă sună domnul Dumitru. Și-a murit Dumitru. În primul rând, numai nu-ți mai merge camera. Știu. În al doilea rând, poți tu reacția la ce te-a trimis pe WhatsApp, e filmat de mine. Aaa, deci pentru asta era trimis, nu era trimis el așa de cât de cum ar veni. Yeah. Era un scop acolo, cumva. Hai, uite-te că sunt și o fier să văd cum reacționez, că eu știu tot acolo. Stai așa un pic. Să-mi fac webcam-ul la loc. Și să fie totul bine și frumos. Așa. Stai să îl potrivesc, că nu prea mă văd. Așa, hai că e bine. Bun, deci să dau react aici la ce ai trimis Sălică, da? Gata, frate, dăm react. Hai, pupi, pa. Ce plăcea că mă auzeam și eu așa după aia. Bun chat, deci dăm react la un vlog filmat de prietenul nostru Dumitru aici după chat. YouTube. Bănuiesc că ăsta e. Sau nu e ăsta? Ăsta mi l-a trimis. Stai. Da, mă, testul poligraf ăsta e. Stai așa un pic. Vă dau un pic mai sus cum ar veni. Sau? Ia. Hai, mă, că e ok. Bun. Hai să dăm react. Stai. Asta nu știu dacă își mai dă refresh sau ce s-a întâmplat cu el, cu chat-ul. Cred că n-am mai scris nimeni. Să mor eu. Cu câte femei ai făcut în viața asta? Mamă, te-a agitat puțin întrebarea asta. Recunosc. Fiți-o direct. Ai comis mai mult de 3 fapte penale în această viață? Cu cine m-am bătut eu, mă? Mă consideri un prieten? Da, băi, ești prieten foarte bun. Bă, frate, ce este, mă, până la urmă între tine și Iorga? Mamă, ce m-a luat de nichi. Când vezi că te sun, înjuri înainte să răspunzi? Încasează. Eu salut, eu sunt Sherry și un test poligraf mai atipic, dragi prieteni, după cum vedeți, sunt pe scaunul de poligraf. Păi tata, ia zi și mie, tu ce ai filmat? Că eu credeam că e pe stative. Să mor dacă nu credeam că e pe stative. Zi-mi și mie cum decurge de fapt o zi de filmare. Graf, peste masă de mine este domnul Adrian Elicopter de Ruptă, care este cel care a solicitat acest poligraf. Mi-a făcut invitație chiar într-un alt episod din Detectorul de Minciuni, în care a zis: Sherry, te provoc să vii cu mine la un poligraf. Așa că asta facem astăzi, avem și pe Octavian Examinatorul. Dar înainte să începem, aș vrea... Vorule, scrie-vă pe chat, nu scrie aici, ca să știe și lumea, nu numai eu, să le citesc eu, să le zic, că poate lumea zice: Cămin, uite ce a zis, mi-a dat Sherry 10.000 de euro ca să nu spun. Ați văzut? Nu vrea să zică. Dictatorul câștigă din nou. Vreau să vă rog din suflet, dacă n-ați făcut-o deja, să apăsați acum pe subscribe și pe clopoțel asta, fiindcă mai mult de jumătate din cei care mă urmăriți pe acest canal nu sunteți abonați la el. Mersi frumos. Zi sincer, cum ți-a... Bă,
Deci, eu sunt abonat. Nu eram abonat. M-am abonat ca să nu mai zică treaba asta și să mă întrerupă de fiecare dată când vreau să mă uit la ceva, să zică, hei, nu ești abonat, abonează-te. Faceți și voi treaba asta, că nu muriți. Se pare că ai și filmul Bassaus. Foarte bine. Da? Da, după părerea mea. Da, exact ce a zis și Iorgan în videoclipul ăla. Cred că a început filmul cu altă idee, dar s-a dus un pic în zona mea de la Budeasa, de acolo, în zona noastră, de Caterinca. Dar asta e bine, dar asta e bine. Dacă să te uiți la film și să nu-ți placă. Acestea fiind spuse, cred că putem începe. Te supără că de la liderul unui... Da, ia să vedem noi că... Așa, Academia de Vlogging, ești... Nici măcar, bă, nici măcar un credit, tată, nici măcar un credit. Bă, unul. Unii generații ai ajuns să fii considerat un dictator netuns? Dictator nu. Netuns. E sincer. E sincer? Nu mă spăr. Dar nu mă consider nimic. Ce înseamnă dictator netuns? Okay, adică vrea să permită ăștia glume cu tine, mă, ce te face netuns, mă, și dacă ești netuns. Păi ce, mă, păi netuns sunt netuns. Mie îmi place să mă port așa. Și dictatorul așa. Netuns. Nu-mi place tunsoarea asta, stil poliția română, asta, așa. A mea? Tăi așa. Foarte așa în părți, foarte luată în părți. Blea, că vede că nu e. Și dictator mă fratează, mi se pare jumecherie, sincer. Oricum aia a venit, aia cu dictatorul, a venit din freză. Din freză, da. A venit, cumva. A, lumea nu știe că eu pe aici, pe la birou, da, știu, sunt dictator așa, deci. Există cineva care își displace în online în secret? Da. Dar de ce în secret? Cine? Păi multă lume. Dă un nume. Mie nu-mi place de mulți oameni în online. Și râd de ei și bârfesc în cercul meu, zic, ia uite și pe ăsta, ia uite și pe ăsta. Da, așa un nume. Minte, mă. Păi de ce să dau nume, mă? Că după aia dacă dau nume, sau nu, după aia redau lor material să facă, după aia, adică se duce într-o chestie aiurea. Cu câte femei ai făcut sex în viața asta? Am numărat niciodată. Ok, haide să văd. Mamă, te-ai agitat puțin întrebarea asta. Păi nu, agitat! Da, acolo? Nu m-am gândit, nu m-am gândit niciodată, ești nebun la cap. Nu știu să spun. A dat, ia uite, nu mai vin pe ăla. E agitat, e mort. Nu știu, frate, că a fost o perioadă pe niște ani care chiar nu mai știu exact, să mor dacă știu. Nu e așa un număr mai, nu știu, 20 de femei, nu știu. Cam pe acolo, nu știu. Sincer. Ți-ai expus vreo părere doar că voi... Ce, cam pe acolo, ce, că nu eram atent. Cam pe acolo, nu știu. Știu exact, să mor dacă știu. Nu e așa un număr mai, nu știu, 20 de femei, nu știu. A, 20, ok. Sincer. Ți-ai expus vreo părere doar că voia lumea să o audă? Ia să mă gândesc. Gândește-te. Nu. Sincer. Am stat să mă gândesc la anumite chestii, dar niciodată n-am venit să spun eu, să-mi ofer opinia pe un subiect și chiar să nu cred în chestia aia. Niciodată, chiar n-a fost. Dar unele păreri mi-am mai și schimbat, dar atunci credeam în... Zi-mă, păi zi tu la ce te gândești. Nu, zic tu o părere sau ce am zis eu. A, spre exemplu, nu știu, că am zis că filmul Tabăra e wow, spre exemplu. Ai mințit lumea. Am mințit lumea, acum nu mint. Aba sau chiar nu mint, uite, avem aici și pătic să vă confirme. Chiar da, e ceva, nu se compară cu Tabăra. Mă jur pe mama, da. Fără mișto, e chiar e amuzant. E chiar, da. Ursărie, cum ai numit. Ursărie. A, că tot vorbim de filmul Bassaus, da? Uh-huh. A făcut cea mai Caterinca parte din scenariul la film? Da. Da? Da. E sincer. Dar am niște mențiuni. Așa este, te-ai implicat mult pe scenariu. Însă scenariul acela era construit deja pe un schelet bun. Deci practic tu la scenariu ai venit cu Caterinca aia care n-a fi... Deci dacă vine Adrian elicopter de luptă și are hazul vechi, e bine. Dacă are hazul nou, nu e atât de amuzant. Bă, hazul lui vechi era altceva în cava și cura voastră. Când făcea căcatul ăla de scurmetraje, când era el copil. Nici nu știu să vă zic ce scurmetraj, să vă zic ce idee, dar bă, era bombă. Nu era la fel de amuzant dacă înainte. Tu nu intrai pe replici. Acum nu mai și alături de mine și alături de alții, dar în special tu ai venit cu multe replici. Nu e ca și cum, adică, scheletul filmului normal. Și rețeta de film cu ce se întâmplă, cu așa, cu așa, cu așa, era una pe care puteai construi multe chestii, dar într-adevăr îi lipseau condimentele. Budeasa touch. Nu era, n-avea budeasa touch, nu era actualizat la 2024. Da, asta așa e. Este adevărat că mai plătim mizer la primul contract, bitch, please? Da. Aproape de sclavia modernă în treabă. Sincer.
nu știu ce definești prin sclavie modernă, dar într-adevăr erau niște prețuri foarte frumoase pe care tu le-ai acceptat. Eu te-am văzut de la telefon ezitând. Pe care m-ați ars, da, m-ați... 500 de lei sau nu mai știu. M-ați ars, eram un pui mic de câine și nu o să spună și el de prima câți bani voia el să-mi dea, că voia să-mi dea niște bănuți buni. Oh, bună ziua, domnul Justin, din nou. Dar ce n-ai spus bănuții aia și m-ai lăsat pe mine să vorbesc? Pentru că te-am văzut. Da, ai exploatat un copil. Ce-am exploatat, mă? Că uite, uite, ai făcut aia, după aia, aia, după aia, aia și acum pe ce bani îmi ceri? Că mă arzi de fiecare dată, acum tu mă arzi pe mine. Nu te ai, mă, cum te-am ars, mă? Bă, hai, mă, să ești de bun la cap. Uiți ce suplimentare. Unde mă te ar, bă, le-ai mai spus și lui aia pe TikTok că mă plătești 10.000 de euro să înceară ea datoriile? Și m-a sunat lumea. Păi auzi, bă, când îți dă ăla, n-ai să-mi dai aia 2 milioane? M-ai băgat în belele mari să nu mai spui nimic despre bani. Da. Păi, de ce nu-ți plătești mă datoriile? Nu mă, n-am, glumesc și eu, dracu. Dacă aș avea o boală gravă, câți bani ai dona pentru mine? Să-ți zice că operația e 100.000 de euro. Maxim 20 de euro. Da, ți-aș da 50.000. Ai da? Dacă ai avea o boală gravă, ți-aș da 50.000, da. De 5. Mamă, ce m-am luat de nimic. Bă, nu mai pot să mor eu dacă nu mai pot să fac pe regla pe ăsta. Da, cu acte doveditoare. Să mai dea și alții. Aș pune 15.000 întâi. Dacă aș vedea că nu se mișcă situația, aș mai pune. I-aș pune și pe toți. Dacă aș fi cu 50.000 dați și aș ști că tot mori, ar fi păcat. Ar fi păcat de aia 50.000, că nu recuperezi investiția, știi? Adică aș mai da încă 50 numai să nu mori. Că ar fi păcat, am dat 50.000 și n-am făcut nimic. La pormă ești cumpărat. Ești al lui, pormă. A dat 50.000? Da, aș face campanie, un bilet la Bisprit, o șansă la viață pentru Adrian Helicopter. Păi de unde, bă, de unde să vină 100.000? Așa e, da. Dacă donezi tu 15.000 și vine zbâr cu 20.000, dai peste el? Dar ce este la dedicații? Nu știu, poate niște mă ia și pe mine, cum a spus Rinic, că de curând. Dar vezi că dacă ți-ai dat mai mult decât îți dau eu, după aia chiar ești vândut. Face test de durabilitate cu tine, face te bagă să te face sac de box. Ce vrei? Vezi, îți zic că nu e bine. Sunt oameni apropiați ție care nu mă suportă. Nu. E sincer. Nu? Nu. Tot spune băiat ok. Mai erau unii la început care ziceau, bă, care-i faza mă cu ăsta, dar gen, după ce au văzut și bați sau și cu firmul și așa, nu e nimeni. Îmi dai și mie niște nume. Dar de ce tu ai așa o chestie, gen, dacă cineva nu te suportă să ai o chestie așa personală, să pui pe un death list? Nu, glumesc. Death wish, dar cum se cheamă? E de amendă când se face polițist. Ce? E de amendă când se face polițist. Ești consacrat că îmi furi ideile? Consacrat că-ți furi ideile? Mai furi! Ți-a mai furat idei, nu știu dacă sunt consacrat că-ți furi ideile, dar deja... recunosc, am mai furat idei de la Adrian. Ești față. Ești sincer. Mai e patentat deja, v-am mai povestit cum face. Ține acolo ce ai de zis, că am văzut cât a făcut. Să zic ceva. Păticule, fii atent. Tu ce idei aveai, oricum n-aveai tu ce să faci cu ele, deci oricum tu la mine trebuia păi să ajungă. Păi da! Dar cum făceai? Măcar spune, bă, am auzit la țăranul la gură. Nu, el venea dimineață. Și m-am gândit o seară. Eu de multe ori chiar cred că e o idee de-a mea, dar de fapt e o chestie pe care eu am auzit-o, creierul meu a ignorat-o și după aia mi se pare că mi-a venit mie ideea când îmi aduc aminte de ea. Am făcut asta cu multe persoane, deci nu te simți special. Mai vorbi cu altcineva de rău? Nu. E sincer. Cu excepția faptului când s-a întâmplat să întârzi, să faci probleme profesionale. Ce și... probleme profesionale am făcut? Ai avut multe întârzieri și în dimineața asta ai întârziat o oră, păi da și tu n-ai întârziat? A, o oră nu mai e nimic, a? Din contră, ți-am luat și apărarea atunci când ai și greșit. Da? Da, ți-am luat apărarea. În fața cui? Când te-ai certat tu atunci pe grupul ăla Bass House, așa, și te-ai certat cu o persoană care era femeie mie foarte apropiată, da, și care, pe care ai supărat-o, eu ți-am luat apărarea. În fața prietenului meu foarte bun, am zis, bă, lasă-mă că s-a încălzit, dar nu e prost el așa de regulă, doar acum am fost. Ok. Da? Te-a dat bodyguard-ul afară de la o masă de la Bisprinz? Da. A zis-o direct. Sincer, nu s-a gândit. Da, dar nu era bodyguard-ul Bisprinz. Era un bodyguard privat, luat de băieții ăia. Da. Erau niște băieți la VIP la Bisprinz care foarte corect și caracarte și-au rezervat o masă acolo și aveau masă chiar în primul rând de puteai să vezi cel mai bine la scenă. Și eu la un moment dat voiam să văd și eu, se întâmpla ceva pe scenă, nu mai știu ce, dar voiam să văd și eu ce se întâmplă, nu vedeam de la masa mea, că eu aveam masa mai în spate. Și m-am dus acolo și era un marac mare rău de tot cu ei și ce cauți aici, că hai că te dau afară, că nu știu ce. Dar nu m-a expediat, eu i-am zis că dacă îi expediez pe ieri, deci nu m-a... Bă, dacă ăia sunt prietenii mei și eu știu povestea aia. Dar nu m-ai expediat. Te-ai expediat? Ai stat la masă? Păi nu, dar eu nici voiam să stau la masă, nu voiam să am anturaj, că eu voiam să stau acolo doar cât să văd. Și mi-a zis că așa și i-am zis că nu așa și aia a fost. Adică i-am explicat om că dacă e să dea cineva pe cineva afară... Ai stat la masă? Nu am stat la masă, dar nu te-ai am expediat?
Te-am pachetat, DPD. Nu am căutat să stau la masă, DPD, trimis înapoi. Bă, voiam să văd ceva punctual acolo, m-am uitat. După aia m-am certat cu ăla. Păi făcea legea pe acolo, mă. Băgați pază ca lumea, recu. Am dat 200.000 pe pază. 200.000 și... 250.000 am dat pe pază. Bravo, bă, te dă lumea, fără de la masă. Ce-i mai face pe YouTube dacă n-ar fi alți oameni să-ți facă content? Că dacă n-aș mai avea voie să chem oameni în clip? Sau să chemi un... Bă, dar nu știu, că parcă n-am ce să comentez, să mori, n-am... M-a... Începând de la parcări ilegale, mers cu mașina pe autostradă la 240 la oră și cel mai mult că a promovat Învață cu succes. Nu știu ce este Învață cu succes, dar la parcări ilegale și tu 100% parchezi ilegal și eu parchez ilegal, toată lumea parchează ilegal, uneori. La mers cu mașina pe autostradă la 240 la oră, dacă ai avea o mașină capabilă și te-ai grăbi 100% și tu ai merge la un moment dat cu viteza aia. Nu că i-aș căuta eu vreodată scuze sau ceva, dar nu e ca și când e chiar atât de judecat, știi? Nu mi se pare chiar atât de grav. Căcat. Da, ok. E mult, 240. Da, până, eu știu oameni care mergeau cu 240 cu un seria 3, 2000 diesel, care mai stătea în două prezoane, roata gen. Aia era periculos. Dar un 911 pe care merge cu 240 nu e chiar atât de periculos. Adică ăla măcar mai stă pe drum la viteza aia. Seria 3 era la atât ca să devină planor. Să planezi un pic așa pe câmp. Pana mea. Irelevant, oricum n-ar trebui depășită limitată viteză. Bă, nu vreau să mai reacționez, mă. Nu mai... Gata live-ul. Gata live-ul pe azi. La revedere. V-am pupat. Nu știu de ce, pur și simplu am intrat în modul de... Ah, stai că am primit un link. Hai să vedem ce e pe link. Stai. Da, știu că am rămas dator cu un episod cu povești din școală care o să vină, vă promit, dar astăzi vreau să vorbim despre un eveniment interesant. Dar dracinel de... Stai, hai să vedem. Deci, oare acum vedeți și voi? Așa, vedeți și voi, gata. Da, știu că am rămas dator cu un episod cu povești din școală care o să vină, vă promit, dar astăzi vreau să vorbim despre un eveniment interesant în legătură cu bacul. Am văzut și titlul gen dezastru la simulări și cumva cred că se leagă între ele aceste două știri, dar mai întâi... Propunere inedită din partea Asociației Elevilor din Constanța, tinerii cer desfințarea examenului de bacalaureat, dar nu în totalitate, ci o schimbare a întregii programe. Elevii spun că metoda de evaluare după 12 de învățământ este inutilă pentru că profesorii doar învață cum să tocească, nu și să înțeleagă ce li se predă. Total de acord. Reprezentanții asociației susțin că au ajuns în punctul în care studiază. Bă, efectiv, am bacul luat și nu m-a ajutat la nimic în viața asta. Asta nu înseamnă nu învățați la școală, asta nu înseamnă nu vă duceți să dați bacul, asta nu înseamnă nimic altceva decât pur și simplu faptul că este un examen vechi și ar trebui updatat. Probabil. Din punctul meu de vedere. Și programa ar trebui făcută în așa fel încât să ți se accepte punctul tău de vedere, mai ales la română, să-ți dai tu cu părerea ce ai înțeles tu din textul ăla, nu să stai să scrii tu pe punct și virgulă ce a înțeles altcineva din chestia aia și tu doar să fii un robot care zice mai departe ce a auzit. Asta nu mi se pare ok. Deci da, restructurarea examenului mi se pare complet, sunt odată acolo cu chestia asta, adică chiar e complet ok. În rest, nimic. Diază doar pentru notă ca să scape de o grijă. Bun, am terminat eu școala de ceva ani, dar am mai discutat cu elevi din generații mai noi și nu mi se pare vreo schimbare față de 2016 când am terminat eu liceu. Suntem ori prea leneși să schimbăm ceva, ori pur și simplu nu e nimeni interesat. Sistemul obosit și bătrân merge înainte. Profesorii merg la jobul ăsta prost plătit și solicitant și elevii așteaptă pauza, apoi așteaptă ora de plecare, apoi finalul anului și trece an după an de băgat informații în cap fără nicio valoare. Noi în România și
poate nu numai în România, să nu ziceți că dezinformez eu, poate în mai multe țări, printre care și România, avem o problemă cu școlile, men. Orice instituție care conține cuvântul școală e axată pe a pregăti elevul, studentul, ucenicul pentru un examen. Dar dracinel de examen și de notă. Toate eforturile și activitățile din școală, fie ea generală, liceu sau, I don't know, școala de șoferi, mi se pare că sunt axate, direcționate doar și doar pe a lua nenorocitul ăla de examen. După atâția zeci de ani de focusat pe note, a reușit cineva să pună problema cumva în mod public. Și pe această cale chiar vreau să-i felicit pe acei elevi din Constanța care au reușit să aducă treaba asta la știri. Știu, e un lucru care se vorbește de multe generații și de care ne-am plâns cumva fiecare pe vremea noastră. Dar nu prea am reușit să punem problema asta în dezbatere publică. Nu sunt eficiente subiectele, pur și simplu trebuie să tocească un comentariu sau ce a spus un anumit critic, trebuie să țină minte să vină... Bă, fun fact, oricum, bacul e mai simplu decât o fac ei să pară, gen. Profesorii vin să cacă pe ei, că bacul e greu, e alea, nu știu ce, învățați pentru bac, pentru ce... E cel mai ușor examen pe care poți să-l dai efectiv. Adică eu, la română, la toate... Bine, mă, încăcat, că n-am învățat eu toate alea. Am avut și bulan un pic. Dar știam câteva în orice caz. Dacă îmi pica scrisoarea pierdută, eram mort acolo. Nu știam ce să scriu, că nu înțelegeam, nu țineam minte nume de personaje, nu știam absolut nimic. Dar la toate operele aveam scrise 4 rânduri cu tot ce trebuia să știi. În rest, freestyle. Povesteam. Adică mie mi-a picat moara cu noroc. Știam decât că e, nu mai știu cum dracu, că începe și se termină la fel. Că e, pula mea, avea el un termen. În ce an a fost făcută, de cine a fost făcută, acum nu mai știu cine a făcut-o și în ce an, că e inutil să mai țin minte lucrurile astea. Și după aia freestyle. Că ce-a făcut Chiță cu moara, cu Ana, cu Lică, cu Porcaru, cu... atât. Și am luat gen... Mă rog, nu știu de fapt cât o-i fi luat eu pe punctajul ăla, dar în orice caz, corectat cu profa la clasă, gen, care se dea Dumnezeu sănătate, nota 10, profa mea de română, trebuia să iau undeva la un 8, dar de fapt am luat undeva la un 7, dar nici n-am avut contestație că mi-a convenit. Și am luat bacul overall cu media de 7 și ceva. Asta este, frate. Eu am fost super ok, n-am învățat aproape absolut deloc, n-am făcut nicio meditație. Asta e, s-a luat bacul, clan. Bă, mi s-a luat. Cumva, mi-e somn, nu știu, nu mai am energie în mine, parcă nici nu pot să așa. Deci, vă urez ok. V-am pupat și ne vedem mâine pe live. Dați-mi follow pe Instagram, că pe Instagram... Ce am făcut? Pe Instagram postez când mai... Pun pe Insta când intru pe live. V-am pupat.